ai o, ești foarte bun pentru un anumit grup de oameni, pentru că ceea ce muzica pe care o ascult eu, clar, poate că nu place altora și invers. Dar și ce e cu nișe, dar trebuie să fii bun. O să fii, ai, ai că fac, că, poate că... Eu salut fata din Danemarca. Maca, mi-e frumos că ai intrat. Continui să te urmăresc foarte mult și pe Instagram. Mulțumesc pentru pozele de acolo, chiar îmi place foarte mult dar în care ești. De ce îmi dezactivează YouTube monetizarea la fiecare live și nu în jur și nu pun muzică neadecvată, adică deloc? Și nu înțeleg de ce uh, am trimis și contestații. Se dezactivează sau pur și simplu nu activez tot? Pentru că eu fac greșeala asta. Eu fac greșeala asta și când îmi setez uh, live, am văzut de vreo câteva ori că nu era bifat acolo. Să fie... Iepuri merge pe YouTube? Absolut. Cum să nu meargă? Bineînțeles, merge pentru că sigur există oameni care își doresc să afle mai multe despre iepuri. Sigur sunt oameni care își doresc să crească, eu știu, să, pe, cu diferite scopuri vezi YouTube în 2030. În 2030 probabil că va fi, bă, vă dați seama deja bă, de vreo 9 ani de zile, dacă e să ne luăm după evoluția de acum a YouTube-ului probabil că vor apărea și alte platforme, YouTube va fi influențat de alte platforme voi vedea, ce puțin așa mă gândesc că va, fi, va apărea foarte tare partea de VR uh, poate că nu neapărat uh, am uitat, uh, realitatea a augmentată și așa mai departe, deci sigur vor, vor apărea până la urmă. Vreau să ajung la 100 de abonați. Răzvan Crucean, uh, mult succes, să-ți dai seama că se poate. E puraș plebui. nu se dezice. <laughs> Cum fac mai mulți abonați? Mai mulți abonați te faci făcând până la urmă vizualizări, pentru că trebuie să apare în fața oamenilor și făcând un conținut care să-i facă pe oameni să se întoarcă. Mereu am spus chestia asta. Calitatea e ok, să, dar gândiți-vă că de asta și tot timpul merg pe, pe chestia asta să faceți din aceeași nișă. Pentru că oamenii, dacă sunt interesați de un clip de al vostru și văd ce aveți pe canal, vă vor salva linkul, adică se abonează la, la canalul vostru. Deci abonarea e doar uh, ca o salvare a linkului ăla, Pentru că oricum YouTube nu mai trimite notificări acum și așa mai departe. Dar măcar să poată să vă găsească când au nevoie de, de tipul ăla de conținut. Și uh, fac chestia asta, vă salvează linkul, adică se abonează la canalul vostru, doar dacă știu că și următoarele clipuri li se adresează lor. Și cum fac asta? Cum știu ei că li se adresează următoarele clipuri? Văzând ce ați postat înainte. Ia să vedem. urâtă chestia asta că nu reușesc să... Deci are probabil ceva YouTube. Să-mi cer scuze. Nu vreau să vorbesc și hai să măcar să citesc ce a scris Relaxation. Salut, Maps. Mi-am făcut acea recență acest canal și vreau să știu dacă este împotriva regulilor YouTube, dacă rog unele persoane prin comentarii să intre pe canalul meu și dacă le place să se aboneze. Da, este împotriva, se cheamă spam. și chiar riști să-ți dea vreo câțiva creatori de conținut să te marchezi drept spam și la revedere. Da, nu ai voie. Am făcut... Singurul lucruri pe care poți să le faci în comentarii este să lași comentarii de calitate la clipurile respective. Și eu pe canalul meu fac muzică și despre muzică foarte tare. Aș vrea să fac 100 de abonați în 73. Bine, Octavian Anastasie. Nu te-a văzut nimeni, să știi. Cum să te ajută? Stai seama. Tu poți să te ajuți. Cel mai recomandat clip este cu motocoasă. Da, pentru că oferi valoare, repet. Sunt mulți oameni care spun, bă, dar stai așa, fac eu tipul de conținut. Da, pentru că vei găsi oameni care, mai ales dacă tu ești pasionat de ceea ce faci tu și oferi valoare. O să faci topuri, desigur. Eu l-am oprit probabil, au pornit. Ce ai vrut să spui diverse canal? L ai pornit și pe al doilea canal. Dacă l-ai pornit, felicitări au crescut în abonați și ieri am aflat că au scăzut la numărul inițial de abonați și de views. Dar marea problemă e cu, cu, oamenii ăștia e că nu înțeleg că în momentul în care faci abonări reciproce, mai devreme astea mai târziu, lucrurile să se întorc împotriva ta. Totul asta. Acum... Fie că nu, nu, mai ai vizualizări, fie că ți se șterge numărul de abonați și așa mai departe. Deci de like-uri. Un minut de povestită asta, n-am cum să o fac acum, ați dai seama. Dar, în principiu, orice nișă atrage abonați. Numărul mare de abonați aici, îți dai seama că nu poți să ai același număr cu un gamer sau... E, trebuie să ți asum chestia asta. E neapărat să iau o poză de copertă? Absolut. Absolut. E ca, nu știu, pentru care te prezinți cuiva, îi spui, salut, mă cheamă, nu știu cum, fac nu știu ce chestii sau știi când te duci să te prezinți cuiva. Sau când te întreabă o fată. Cine ești? Ce faci? Ok, mulțumesc pentru răspuns. Am văzut videoclipul tău unde vorbești despre asta. Să înțeleg că voi prima avertisment înainte de a-mi închide contul. Sper că nu, nu știu ce să zic. Eu nu aș face chestii de genul ăsta, sincer răspund. Adică dacă n-ai fost prins până acum, e mai greu să cred că vei fi prins. Ideea este că dacă te apuci de acum încolo și nu mai faci chestii de genul ăsta, e posibil să, să fie în regulă. fabricate din ciment. Super tare. Cum fac 4000 de ore. Clipuri lungi, clipuri bune, care să prindă foarte mult, să facă foarte multe vizualizări. Live-uri. De ce v-ați dezabonat? Da, bine, asta tot timpul ce zici tu, mai e și o chestie că, nu știu, mă bulversează pe mine. Le spuneam oamenilor, salut Merci mersi frumos că ai intrat, mersi frumos, Dani. Am văzut și mesajul tău pe, pe Discord. Asta cu cu plânsul și cu nu știu ce, am văzut de foarte multe ori uh, oameni și chiar maturi care spun că băi, că eu de ce mă abonez, tu de ce nu te abonezi, Este de genul ăsta. Nu știu, mi se pare foarte ciudat că oamenii ăștia nu înțeleg cum funcționează social media. Salut, uh, Made by Constantin, mersi frumos uh, că ai venit. Nu mi-apare doar dolarul galben la live -uri. Da, nu știu ce să zic, Dani, nu cumva ți-am spus. Depinde acum uh, ce faci, depinde ce pui în... Titluri, e complicată treaba, trebuie să, analize, trebuie să analizezi fiecare clip în parte. Vreau că dacă faci undeva la 40.000 de ore pe lună, merită să-ți 40.000 de ore pe lună. 40.000 de ore pe lună e extraordinar de mult, asta spun, Mario Robert? Vă mai multe live-uri. Uite cam am să fac și mai multe live-uri, dar trebuie să fie și timp. Vreau neapărat să fac un live cu, cu StreamYard. Îmi foarte mult StreamYard și vreau să fac odată un, un live de test, așa, și să văd ce probleme era apărea pe timpul live Ca Că atunci îți dai seama de fapt care sunt problemele. Cu microfonul, cu camera și mai departe. Unde pot promova clipurile cu muzică? E foarte complicat. Tot pe YouTube ar trebui să le, să le promovezi. Adică, efectiv, să faci uh, clipurile tale, n-au -au cum să fie căutate de oameni și să fie descoperite. Dar ce fac YouTube alții alți artiști? merg pe trenduri, merg pe, eu știu, cover-uri la melodii Moise și așa mai departe. 4.000 de vizualizări, 40.000 de vizualizări, asta e altceva. Mai speriat, dar e ok, 40.000 de vizualizări e ok. V-am mai, spus eu, asta cu, cu monetizarea, nu trebuie neapărat să fie doar monetizare din, din reclama YouTube. Da? Eu fac Mulțumesc celor care donează, celor care, eu știu, sunt membrii canalului. Fac mult mai mulți bani așa decât, mult mai mulți, vorba vine că nu fac acum să-mi iau Ferrari. Dar sunt mai mulți bani acolo decât la reclame. Și asta e foarte bine să-ți să diversifici un pic modul de a gândi și de a face bani din, din YouTube. am de ce să mă apuc de YouTube și peste un an pe ce voi putea filma de pe laptop. Pe Cât timp fac 1000 de abonați? Încât eu am făcut într-un an și un pic. Unde pot promova clipuri cu iepuri? Tot pe YouTube. Nu vă gândiți că, să promovați în altă parte. E greșit. Și eu până am înțeles că este asta mi-a luat ceva timp. O cât veți promova mai mult în alte posturi, cu atât riscați să adunați oameni pe clipurile voastre, care n-au nicio legătură cu clipurile care vă fac niște vizualizări și dau numere acolo, care vă, vă fac pe voi să vă simțiți bine, dar pe ansamblu și pe viitor, ca să zic așa, nu vă ajută foarte mult, pentru că derutați algoritmul. Câți membri ai? Uh, Dani, mulțumesc frumos că ai întrebat. Uite, chiar vreau să, uh, să uh, fac un fel de recunoaștere pentru, pentru membrii. Mulțumesc frumos tuturor membrilor care, în principiu, sunt și jos acolo, dar n-aș vrea să risc să-i să scape vreo cineva, așa că am să-i anunț pe toți în momentul ăsta. În momentul ăsta sunt... Mulțumesc frumos, uite așa, Radu Nechita, Cornelia, Quintrix, oamenii pe care de altfel îi cunoașteți de pe aici, eu Eugen Cepopa, Story Tripper in Life, Florin Berchi, nu sunt George, tutorial ezoteric niciodată. Am văzut că de multe ori și-a schimbat numele și atunci vreau să-i spun numele complet. Tutorial ezoteric, adevărul absolut. Paint with Sergio, Money Fishing by Marian Tăcutu, apicultor de succes. Alexandra Marcela, să se spun corect, Horilă, care de altfel a achiziționat inclusiv un, un mastermind pentru mine a fost extraordinar de, de interesant. Din păcate, n-am putut să discut foarte mult cu ea. N Am văzut că nu a intrat pe, pe grupul de Facebook făcut special pentru Mastermind. Îi mulțumesc încă o dată și poate că eu știu, vreodată o să pot să-i mulțumesc pe măsura acestei susțineri. Gabriel Sânduleasa, Dragoș Andrei Vlogs, Adelina Clej, Alexandru Domnariu, The Winners Main Cedro oameni și mai cunoscuți și mai puțin cunoscuți prin, prin comunitate, dar na, trebuie să, să vi fac cunoscuți tuturor. În principiu, metodele de pe, pe grupul de Facebook sunt foarte greu de... Dacă ai avea un, un grup de Facebook al tău, destinat doar conținutului tău, poate, dar în rest e riști să aduci oameni care nu au legătură cu, cu conținutul tău. Cum fac un like dacă nu am abonați? Cu OBS, cu zi zic, cu orice aplicație pe telefon, faci conținut, faci live, vorbești pe live despre ceva și dacă intră cineva pe, pe live-ul tău, atunci începi să și comunici cu eu. Mulțumesc frumos, uite, lumea a intrat, 77 de, de oameni pe live-ul ăsta, nu vine să cred. Cum poți crește în 2021 cu un canal de entertainment? Fiind foarte, asta cu entertainment-ul depinde ce înseamnă. Dacă vrei să faci schițe umoristice, trebuie să fii foarte bun. Nu să discuții pe chestii genul ăsta, da? Și să mergeți pe... tot timpul să vă gândiți, bă, cum mă descoperă omul? Pentru că de multe ori la început trebuie să vă descoperi din căutări. Și atunci mergeți pe trenduri, mergeți pe cuvinte cunoscute, mergeți pe faze cunoscute din politică și așa mai departe. Uite, acum ar fi super tare să mergeți pe ceea ce a apărut la aur și să faceți, eu știu, povestioare umoristice și așa mai departe. Tot twist, eu mă promovez prin căutări YouTube. Exact, e cea mai bună promovare. Aplicațiile pe mobil nu prea merg. Ba, merg, normal că merg, numai că depinde acum și ce telefon ai, știi? Cum crezi un canal de gaming? Te focalizezi pe un singur joc. încerci să eviți jocurile apă foarte, foarte jucate în acest moment, pentru că trebuie să te evidențiezi într-un fel. Poate faci un mod special de a te juca, nu știu, sunt multe chestii. Trebuie deci să ieși în evidență cu ceva. Cum să fac 100 de abonați? Primii 100 de abonați, se zice că sunt cei mai greu de făcut, în principiu din căutări, da? Trebuie să răspunzi la niște întrebări specifice. Adică te gândești, bă, pentru cine fac eu conținutul ăsta? Ce întrebări ar pune ei? Ei, și faci cu întrebările faci videoclipuri și pui, eu fac abonați din shorts. Foarte bine, Sergio și-a găsit uh, zona de unde să crească și foarte multă lume crește în momentul ăsta cu shorts. Foarte bine. Te vezi bine și pe plasmă. Super tare, mulțumesc frumos, deja mă, mă emoționez așa. Eu nu am un canal cu povești horror. Ce metode de monetizare, pe lângă cea cu reclame, crezi că mi s-ar potrivi? Acum depinde foarte bine, foarte mult dar că ne works, works dacă uh, ai o comunitate. Mereu mă bazez pe chestia asta, că o comunitate este foarte importantă. Și uh, de cele mai multe ori te gândești, bă, oamenii ăștia ce îi leagă? Poate îi le leagă, uh, eu știu, uh, o pasiune comună pentru ceva. Poate aveți voi niște cuvinte uh, pe comunitate. Uh, ca să, uite, dau exemplu, Presto, Preston Jacobs, eu sunt fan, v-am mai spus, comic books, uh, eu știu, bă, fantasy și așa mai departe. Și bă, nu știu cât, câți dintre voi știți de Game of Thrones. Game of Thrones este făcut după Cântec de Gheață și Foc, o saga, care bă, e preluată de mai multe canale de de YouTube, bă, și mai departe bă, discutată și una dintre ele este Preston Jacobs. Și Preston Jacobs vorbește despre niște chestii legate de uh, un, un pasaj din carte în care cineva își aduce aminte de un, un lămâi. Ei, și de la lămâiul ăla a făcut niște tricouri exact cu un, cu un lămâi. Doar comunitatea lui știe ce înseamnă, la ce se referă partea aia cu lămâiul și îi face să se simtă bine și așa mai departe. E o chestie de asta. Merge la, la partea de, de, de audiență, de nișă, Bună seara bă, în bucătăria Mihaelei. E foarte important, la fel și pentru, pentru tine, S să vă găsiți cuvinte, cheie, să vă găsiți chestii care vă leagă pe voi ca, ca și comunitate. Nu neapărat să faci cu Darkania Wars, de exemplu, uh, un tricou sau, uh, mă refer, nu neapărat numai la tricou, dar tot ce ține de, de, de vânzarea asta de produse. Merge foarte bine. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Uh, pf, există, uh, trebuie să-mi aduc aminte ce o carte super tare pe care o recomand tuturor, legată de crearea comunității și apoi tot ce în ține de comunitatea asta te va, te va ajuta apoi să crești pe partea de monetizare, de la cumpărarea de produse, servicii și ce mai ofertă pe acolo. Dar mai întâi trebuie să ai audiență, trebuie să ai oameni pe care să, pe care să ai în spate. De asta am spus, tot timpul cel mai puternic lucru a unui canal de YouTube, a unei site și așa mai departe este comunitatea. De ce nu mai crezi de la 1400, 1044? Marco Răducu, ai făcut cumva reciproc? Ai făcut cumva promovare, Ai primit promovări de pe colo pe acolo? Promis vă l-am completat un chestionar YouTube despre live-ul tău. Cum ai făcut asta? Nu eu, YouTube îți, îți face chestii de genul ăsta, că vrea să vadă dacă să-ți promoveze sau nu să, să nu-ți promoveze conținutul meu, ca să zic așa. Astea sunt chestii pe care nu putem să le controlăm noi ar merge să fac un videoclip cu informații despre anumite jocuri mai populare? Da, în principiu, da, măcar să testezi. Da, de ce nu? Salut, Andrei84, mersi frumos că ai intrat, la mulți ani și ție. Ce băuturi preferi? Dacă, dă, fii mai specific. Îmi place laptele de migdale, îmi place cafeaua, dacă ai conținut mult, vei fi găsit și abonații. Da, bine, asta cu conținutul mult, depinde și ce conținut. Că nu m conținut mult în sine, nu știu acum. Trebuie deci, să ai și un pic de ceva care să-i atragă. Cu, de exemplu, cum ai făcut, o ai mers pe, pe trenduri. Promovări. Din păcate, asta e o mare problemă cu promovările. Că oamenii au venit la tine, au rămas, poate unii, poate alții s-au dezabonat, dar ideea este că cei care au rămas, îți fac mai mult rău decât bine canalului. Pentru că ei n-au venit pentru tine, au venit doar ca să facă plăcere uh, youtuberului care te-a promovat. Cu ce program? OBS. OBS, Alexei. OBS sau dacă ești la început și nu știi nimic despre chestiile astea, îți recomand Streamlabs OBS. Uită-te la uh, Gabriel Barna, nu știu dacă mai este pe aici. Uh, Vezi că are niște uh, videoclipuri făcute acum foarte recent despre Streamlabs OBS și ai, ai să înțelegi mai multe. Așa... Te uiți la... Te rog la mine că în fiecare live, te rog... Uh, freeze, nu, astăzi nu ne uităm la nimic. Uite la titlu și ai să vezi că nu. Vreau doar să fac cu... Pentru că nu vreau să adune aici uh, doar oameni care să, să ne uităm în... în uh, pe canale și atât și îndepărtăm lumea. Vreau să și vorbim despre YouTube, despre ce mai aveți voi, ce planuri mai aveți. Ok, Gabriel, asta vreau să spun, vreau să, să văd dacă ești aici. Andrei, dacă îmi schimb numele canalului, trebuie să mai fac ceva în alt sens? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Nu, Andrei, doar că ține cont că vorbește cu audiența ta, încearcă măcar să vorbești pe comunitate, pe tabul comunitate și să explici oamenilor că urmează să-ți canalul, numele canalului și să adresa simplă, gen, ok. Da, în principiu ar trebui să rămână așa. Mie îmi place Minecraft, pot să mă acces pe o niște specială. Minecraft e foarte aglomerat la momentul ăsta. Foarte, foarte aglomerat. Cum îți trimite YouTube banii pe vizionări? În primul rând trebuie să fii monetizat. În momentul în care ești monetizat, legi un cont de AdSense. AdSense este un alt produs de-a lor. Pe, în contul de AdSense trebuie băgat un cont bancar. Și prin AdSense îți trimite bani în contul bancar. Mă gândeam la tot, numele, nu altceva. Nu, nu, asta spune Andrei. Poți să schimbi doar numele că e ok. E ok, doar că, repet, uh, și de asemenea uh, e bine să pui în taguri noul nume pe care îl alegi, ca YouTube să înțeleagă mai bine că ți-ai schimbat numele la. Da, 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 relaxation. Rămâne, rămâne. Îmi era doar de tine. Mersi frumos, Leonard de Gemanaru. De ce se deschide greu Windows-ul? Asta nu știu. Asta e așa. Să văd dacă reușesc în bucătăria Mihaelei. Normal că nu merge să-i dau, bai frate. Am o întrebare, o întrebare am și eu, răspunzi când poți, te rog. Dacă fac un playlist cu pisicuța mea, deși canalul meu este de bucătărie, un playlist. Un playlist în ce sens? Adică să mai pui niște clipuri la tine pe canal cu pisicuța? Da, îți fac rău. La mulți ani, Adelina, mersi frumos că ai intrat, mersi frumos de susținere. Bucătăria lui Puiu, sunt începător, filmez cu telefon și cu trepiediu că am dată rețete de bucătărie. Am doar 20 de abonați. Crezi că sunt șanse să fac? Bineînțeles că sunt șanse. Cunosc, uite, chiar știu o poveste foarte interesantă de la uh, niște prieteni. Uh, nu știu acum cât de mult am influențat eu sau efectiv s-a apucat persoana respectivă. Ideea este că o mamă a unei cunoștințe de-a mele, uh, efectiv a auzit. Salut, Gabriel Licosa, mersi frumos a intrat. Am văzut și clipul tău pe care l-ai postat. Uh, o mamă s-a apucat efectiv de, de, a face YouTube, prezentând niște rețete simpluțe, tot așa filmat cu telefonul, fără nicio cunoștință neapărat despre YouTube și văd că deja a ajuns la 3000 și ceva de, de abonați, ceea ce este super ok. Cred că, că merge, în continuare va merge foarte bine. Așa, taguri în dreptul. Da, da, da. Uh, Andrei, taguri sunt alea de la etichetele de la clipuri, de exemplu. Etichetele în sine, alea de mai jos. Îmi postezi. Uh, hey Maps, am auzit că la youtuberii mai mari că trebuie să postezi cât mai des. Nu, 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 nu. Asta cu postatul cât mai des uh, e cu duș întors pentru că de multe ori, în momentul în care postezi foarte des, lași foarte jos partea de calitatea clipurilor. Cel mai important, salut Radu Carbo, mersi frumos că ai intrat. Cel mai important este să oferiți valoare prin clipurile voastre și e foarte important, chiar dacă eu repet, de atâtea ori, de, chiar dacă ați auzit și alți youtuberi despre chestia asta cu oferirea valoare, e foarte important să oferiți valoare pe clipurile voastre, adică să le dați oamenilor motive să se uite la clipuri. Nu. Uh. Ar fi o chestie să pună pisica să gătească, exact la câți abonați de blo abonați de blochezi 1000 și un pic, o, peste 1000, o e răspunsul corect. Dacă pun muzică pe fundal la clip, trebuie să modific melodia, să nu mi se dea video jos. Ce muzică? Dacă pui muzică cu drepturi de autor, da, Cristian Daniel. Am observat că după ce încarci un video cu SEO Gen 30, oamenii nu văd imediat, dar după o săptămână începe să apar vizualizări gen 50 pe zi, în cazul meu așa e normal. Uh, ideea este următoarea. Uh, asta și cu SEO și așa mai departe. SEO e doar o particică a, uh, a discuției și a problemei. Bineînțeles că pornește și Siri, și nu înțeleg de ce. Foarte ciudată treaba. Uh, deci, în momentul în care uh, postezi un clip, e ok să pui și partea de SEO. SEO înseamnă un titlu care să conțină niște cuvinte cheie mai departe. Ideea este că unele clipuri, cum sunt ale mele, vor face vizualizări în timp. Da, e, sunt clipuri de educație, oamenii, eu dacă postez ceva la, să zicem, joia la ora 8 seara, oamenii sunt pe la televizor și spun, băi, a postat ăsta, lasă că-l văd altdată. Sau eu știu când își pun el acolo să-și să vadă. Și nu voi face vizualizări neapărat la început. Un clip de entertainment, ia, ia să văd ce a postat ăsta, să mai râd un pic, să mai mă relaxez, să mai nu știu ce. E, e, e o diferență, de asta zic. E poate că tu ai genul ăla de conținut educativ care prinde viteză în timp, ca și la mine. Am luat și Media bă, modul pentru GoPro nou, vine mâine și lentila specială. Super tare. Încerc să dau Hero 7 cu toate procesorii pe OLX. Dacă reușesc, vreau să-mi iau un DJ. Eu zic că ai să poți. Acum depinde foarte mult și de prețul pe care îl pui, știi. Foarte tare, Leonard foarte tare. Eu nu știu cum ai putut să faci. Bine, voi sunteți mai tineri. În 5 luni, în 5 luni am strâns 500 de abonați, dar am muncit mult din două în două zile. Da, și contează foarte mult ce postezi. Merge foarte mult, în momentul în care, mai ales acum a fost perioada Crăciunului, aș fi băgat tot ce ține de, de gătit de rețete pentru Crăciun. Tot aș fi rupt. Și fiecare, fiecare nișă, fiecare canal, cred că are momentul lui pe care poate să-l folosească, pe care poate să-l folosească pentru trending. E 100% asta. Cum pun poster de pe telefon? Poster, poster. La ce te referi la poster? Al senier. Dacă te referi la thumbnail, te referi la, la miniatura clipului efectiv, te referi la bannerul canalului, la ce te referi când zici poster? Ne editează cu Power Director. N-am editat decât o singură dată. Nu, cred că am editat de mai multe ori totuși, nu vreau să mint. Nu toate videourile mele intră în top. Nu le fac vizualizări, alte nu. Depinde de mai mulți factori. Depinde și începutul, dacă la începutul video este vizionat de mulți, multe comentarii. Da și nu. Repet, Mihai Saico. ceea ce zici tu are dreptate până la un anumit punct. Adică e view velocity este un factor foarte important pentru canalele mari. În momentul în care ai postat ceva, este foarte important ca foarte multă lume să se uite deodată. De asta se merge pe titluri spectaculoase, de asta se merge pe thumbnail-uri spectaculoase și așa mai departe. Gen MrBeast. Mr. Beast în momentul în care a postat ceva, el face în câteva secunde milioane de vizualizări, pentru care chestia e bombastică. În același timp, nu toți putem să facem genul ăsta de conținut. Nu toți putem. E, fiecare e pe nișa lui până la urmă. Și atunci mergi pe încerci să pui uh, foarte mult partea asta de, de SEO. Parte, partea asta de să-ți aducă vizualizări pe termen lung din căutări. Și na. Am o întrebare cum securizezi un cont de Google bine? Bogdan Nicolae e foarte complicat să securizezi un cont de, de Google bine. În primul rând important este să activezi activ, asta, verificarea în doi pași. E foarte important să folosești un e-mail pe care nu l-ai spus nimănui. De exemplu, nu e bine cum ar fi la mine acum să, să pun pe uh, contul meu de, de e-mail să fie Ionut aron nu știu cum, chestii de genul ăsta. Nu, trebuie să am un cont de, de e-mail pe care nu-l spun nimănui. Sau... Uh, uh, numărul de telefon, unii își folosesc un număr de telefon special dat numai pentru canalul lor. Sunt chei speciale care în momentul în care te conectezi la contul de Google folosești cheia aia. Sunt niște chestii foarte foarte complicate care într-adevăr canalele mari trebuie să le folosească ca nu cumva să le se întâmple ceva. Dar în principiu deocamdată activează, măcar uh, verificarea în 2 pași. Este ok dacă fac tutoriale pentru despre Fortnite. Uh, e complicat. Fortnite este foarte foarte mare a deja totul lumea a făcut Fortnite greu să te mai retenți. Mersi frumos bucătăria lui pui, mersi frumos. Apreciez. Salut Stix forever. Mersi frumos, mersi frumos. Mă bucur foarte mult că, că am ajutat Mulțumesc frumos că te-ai întors pe e foarte important pentru mine. Salut la Ligi. Acum am 200 de abonați din îşi altele, foarte tare. În final Mister Vista a salvat Rewind-ul pentru că YouTube l-a anulat. Da, exact, asta am spus. YouTube a mers pe chestia asta. De asta spun, e foarte important să, să și momentul. Bine, Mister Beast știe să prindă momentul. E... Omul a văzut că YouTube a spus, bă, e un an foarte special, ar fi un pic aiurea să vorbim de rewind, momentul în care foarte multă lume a suferit și așa mai departe. Atunci Mr. Bist a văzut oportunitatea și s-a apucat și a făcut chestia asta. Mersi frumos în bucătăria Mihaelei. Mersi frumos. Cum sta, știi, exact fiecare youtuber creează conținut. Așa și tu. Cât de des trebuie să postez sau câte video să pun ca să apară la recomandate? N-are nicio legătură chestia asta. Cât de des postez cu recomandatele? Are legătură doar cu ce fac oamenii pe, pe clipurile tale în momentul în care YouTube le prezintă clipurile tale. În momentul în care cum ai petrecut nivelul 1? Acasă, liniștit, cu grijă, ca nu cumva să fac ceva. Uh, nu cred că se mai vede, mi-am făcut și un test la un moment dat, uh, probabil că se vede un pic o, o vânătaie aici, că na uh, mi-am făcut un test să văd dacă am avut de-a lungul anului uh, COVID nu am avut, deci nu am uh, anticorpi înseamnă că sunt, uh, m-am protejat până acum, abia aștept să, să se dea drumul și la vaccinare ca să mă liniște și după aia o să fac altele, dar deocamdată a trebuit să stau uh, liniștit mie îmi vor fra, canalul hackerii vor plânge, nu vor găsi nimic bun foarte multe vizualizări, chiar așa Mihai. La ce gătești bun? Toată lumea te întreabă. Bună întrebare Adelina. Crezi că pot face 100.000 post în cover -uri? Da, depinde acum ce cover -uri. Dacă mergi pe cover care sunt acum, după melodii care sunt acum în vogă, rup. De multe ori te sunt clipuri care ajung chiar dacă au fost la un moment dat în vogă, se, -se întâmplă ceva și reajung în atenția oamenilor și atunci e bine să mergi și pe chestii de genul ăsta. Trebuie să, repet, trebuie să fiți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Indiferent de ce nișă de pe ce niște sunteți. Dau un exemplu. Nu știu câte lume s-a uitat la Mandalorian, da? care e cu Little Yoda, cu micuțul ăla, cu micul Yoda, ca să zic așa. Lumea a făcut, Bau au făcut păpușele din, din ăla, ba au făcut, eu știu, au cusut, au, au mers pe trendul ăsta. A prins. Deja aveam bitrate ul prea mic și se vedea blurry-ul. asta? Cum tamnil? E miniatura, așa se cheamă. E o poză pe care o vezi tu atunci când dai click pe, pe videoclip. Pot, pot posta că, că dau conturi de, de anumite jocuri, poți posta, dar să nu ceri ca oamenii să se aboneze, să dea like, să dea eu știu share sau mai știu ce. N-ai voie să influențezi algoritmul așa. Foarte tare gameplay. Bravo. Spor. Despre ce te trebuie să fac tutoriale. Asta nu pot să ți spun eu despre ce și crede-mă, nu vrei să ți spună altcineva despre tutoriale și despre ce să faci tu. Acum câteva zile am postat un clip unde era ceva cu petarde. Da, e destul de logică chestia asta. Probabil că s-au postat pe pe un canal <laughs> Made by Constantin. Dar rog că nu vedeți chiar tot. Ah, ba da, uite că asta acum. Uh, Made by zice, un canal de yoga nu merge perfect. Da, da, bă, clar că nu poți să monetizezi, va fi peste 18 ani și așa mai departe. Hmm. OnlyFans, dacă îți faci OnlyFans. Pondeanu Andrei ți-am spus nu, din păcate nu. Probabil că ai luat, dacă ai luat 3 strike-uri, nu, nu, se revine. Salut Tim Dari, I am Dari, cum vrei să-mi abarnăm. să nu fii măcelărit numele tău, îmi cer scuze. Am făcut dimineața aluat fraged și acum din acel foietaj am făcut trei tipuri din produse, diferite produse. Melcișor cu ciocolată și nucă, palmier cu zahăr și pachete de gem. Foarte tare! Foarte tare. Mi s-a închis canalul așa, un canal uh, unde face omegle... Da, nu știu. Uh, nu vreau să spun nimic despre omegle, v mai spus, nu mă forțați să, să fac astfel de lucruri. Din punctul meu de vedere, uh, anumite chestii care se fac pe omegle cringe. Punct. Apropo, până să mă apuc de YouTube, nu foloseam foarte mult cringe-ul ăsta, dar uite, vezi, acum am început să folosesc, că știu că vă place vouă. Mi-am propus să fac un mini uh, și... Uh, un mini și show TV show pe acel canal, pe acest canal, cu un joc pe care îl creez. Practic fac un joc și îl uh, fac cu un uh, cinematic, ar fi ok pentru canalul meu. Având în vedere că e tot legat de gaming. Top 5, da, uite, eu aș, totuși aș fi mers și pe niște colaborări cu, cu alții, cu alți YouTuber, clar. Mersi frumos, Gabriel Costa pentru că ai intrat. Uh, Spor la editat. Deci e discuție. Tu singur e clar că va fi foarte greu să, să crești pe, pe gaming, pe un, pe, un, joc pe care îl faci tu. Dar dacă îl promovezi într-un fel sau altul la YouTube un pic mai mare și așa mai departe, poate să faci o comunitate. Cum se folosește TubeBuddy? O să vă arăt și chestia asta. Din ianuarie intră contul bancar obligatoriu. Am făcut chestia asta. Și cu el și declarația unică cu 10% la buget. Absolut. Până și până acum era obligatorie, dar na. Cum să văd parola de la YouTube? Cum să văd parola mea de la YouTube? Parola ta de la YouTube. Cred că are legătură cu parola ta de la Google în sine. Acum sunt în cuptor că, când filmez și le prezint. Mamă! Am Smart TV, 4K și m-am uitat la Mandalorian de la 10 la 11 noaptea până la ora 1. Foarte tare. Ce webcam mai am un Logitech C920, Logitech Brio 4K, iar asta nu este, o, asta este un Sony A6400 cu un obiectiv sigma, destul de interesant, tuți, dar cred că pot să fac mult mai multe cu el decât fac eu în momentul ăsta. Mai am mult de, de lucrat. În primul rând, mai am foarte mult de lucrat la partea de backdrop. Adică tot ce apare în spate, vreau să schimb și să apară altceva. Eu am dată caut idei și așa mai departe. Salut, Woodworking Kronstadt. Mersi frumos, dat uh, Recomand foarte mult niște colaborări cu un content mai rar, întâlnit zi de zi. Am făcut un video în care am un abonat mi-a dat contul lui să fac cast case opening și chestii foarte tare. Uite, vezi o idee. Mm. Era fine pe Paintui, Sergio. vorbim uh, miercuri, miercuri facem live cu membrii. Nu, Octavian ăsta nu vreau mulți abonați. Mă oh, bune, chiar nu vreau abonați. Hai cu abonații, o să vină și abonații. Mă deranjează. Să fim și atati. Dacă îți monetizezi canalul, trebuie să plătești la stat? Da. În sensul în care dacă faci bani, nu dacă îți monetizezi canalul, adică dacă faci bani din canalul de YouTube, da, trebuie să plătești bani. Către stat, 10%. Declarație unică și așa mai departe. Când postezi un video pe YouTube, ce postezi? Destina copiilor sau nu? Eu aș zice să nu fie destina copilor, decât dacă e clar un conținut care e pentru copii mici. Exact, nu este destinat copilor. Că dacă este destinat copiilor, veți... Uh, vi se vor bloca comentariile și așa mai departe. Se protejează într-un fel copiii care s-ar uita la clipuri. Am pus un videoclip short. Short, aha, ok, am înțeles. Uh, un green screen frumos, și să apară la fel birou modernist, să fie sincronizat. Dar nu știu, 8 5, mă mai gândesc, mă mai gândesc că e, uh, am spus, e una din problemele mele. Ce program de editat îmi recomand gratis? Croții, am un clip pe chestia asta. Înseamnă cu programe de editat. Ia-le la rând și vezi ce -ți se potrivește ție. Pentru că de multe ori un calculator nu-ți va duce, de exemplu, la da Vinci Resolve. Mersi frumos, Andrei84. Mulțumesc frumos. Trebuie să dăm cezarul ce al cezarului. Mulțumesc mult! Să plătească abonații. Ce să plătească proprietarul? El beneficiază de conținut. Plătesc prin a viziona clipurile. Am văzut diferență destul de mică de performanță. Ok. Nu prea mă pricep la partea asta de hardware, să zic așa. Nu prea mă pricep. Trebuie să conține etichetele unui videoclip cuvinte și fraze care să-i spună YouTube despre ce este vorba pe clipul tău. Simplu, este super simplu. Salut, Marian Cernea, mersi frumos că ai intrat. Salut, eventii personali, mulțumesc frumos. Premier Pro este cel mai bun program de editare video. Depinde acum, unii vor spune, da, cei de pe Mac-uri Mac vor spune altceva. Deci sunt mai multe păreri, dar nu dai grijă dacă faci conținut în Premier Pro. Este un program foarte complex. Cum învăț parola de la YouTube că, ca să pot face, să fac un live pe YouTube? Cum adică să înveți parola de la YouTube? Eu asta nu înțeleg, Denis. Nu știu ce zi, vrei să zici ca să... Hm? Am făcut un video în care vă făceam tutorial legat de un joc destul de esențial, de discutat, că pentru că pe România nu prea au videoclipuri. Am făcut 12.000 de vizualizări. Ce pot să zic? Bravo! Ai, ai identificat zona lipsă și ai făcut un conținut despre chestia asta. Foarte bine, felicitări! Așa trebuie să fac toată lumea. Mm -hmm. Cum învăț parola de la YouTube? Nu știu asta. Deja din de și altele cred că le ceva altceva, tu nu știu. Cum trimiți un cont de YouTube pe alt telefon? Trebuie să te loghezi cu contul de Google și vei avea acolo. După aceea îți instalezi aplicația. pe un thumbnail trebuie să apară fața mea, trebuie să testezi. Pentru că depinde foarte mult de nișa pe care ești, de genul de conținut pe care îl faci. Trebuie să testezi. Odată cu fața, odată fără față, vezi dacă atrage mai multe clicuri sau nu. Gratis și ușor că sunt la început. HitFilm, HitFilm Express. E pe acolo. Da? E și ușurel, dar are și chestii complexe. Eu am luat varianta premium la InShot, e bine, e foarte bine. Eu nu înțeleg cum soția ți să posteze un videoclip la short cu doar 50 de abonați. Păi, nu există la short, nu există limită cu... cu numărul de abonați. Nu există. Nu merge filmora. Mamă! Păi nu știu, Andrei, la... ai zis că nu-ți merge cu bă, Adobe Premiere? Chiar sunt curios. Uite, n-am mers niciodată așa de sus cu... cu rezoluție, ca să-ți spun. Dar eu zic că ar trebui să țină și la da Resolve și Adobe Premiere pentru Windows. Dacă canalul e vechi, e din 2013, e posibil ca nu toți să vadă, vadă videole nou? Noi, exact, Mihail Iseicu. Asta e o chestie pe care trebuie să o știe toți youtuberii. În momentul în care postez ceva, YouTube nu trimite clipurile decât la un număr restrâns de abonați după care în funcție de ce vede ce face respectiva persoană sau respectivul grup, începe să promoveze tot mai tare. Dar dacă sunt youtuberi mai vechi care nu mai sunt interesați de conținutul tău, au văzut clipurile pe pă, pagina lor principală, dar nu se uită, YouTube nu va mai promova și mai departe la alte grupuri de, de abonați. Deci nu se ajunge niciodată decât la, eu știu, un sfert, să zic așa, din numărul de abonați efectiv. Cum schimb adresa de Gmail? Am schimb, am zis chestia, asta Bogdan Nicola este videoclip pe tema asta. InShot există și pe PC, habar n-am, știu că există pe Android. Denis a salvat parola automat și nu poate loga pe live că nu mai știe. Acum, poate aveți și voi drept pe Twitter, la asta nu m-am gândit. La salut Impact, mersi frumos că ai intrat. Mulțumesc frumos, la mulți ani. Acum pot să pun scrisul la mare pe față la clip. Are scris mare cu orice program de editare, cu orice aplicație de editare. Nici ca nu merge filmare, eu pe asta lucrez, la am pe varianta primită. am înțeles, Andrei. Nu știu dacă deocamdată justificăm. Eu înțeleg că ai super scul acum și vrei să faci clipuri bune, dar cred că e overkill, știi, ce ca. Shotcut e pe PC. Exact. Este sigur este pe PC Shotcut. Mm -hmm. Pot să te uiți la un video de-a meu? Nope. Big Monkey. E o idee bună. Am postat un video acum două ore și am 60 de vizionări. Super tare. Înseamnă că YouTube te promovează. Și merge cel mai bine în România. Asta e așa o poveste. Ce merge cel mai bine în România? Merg foarte multe bine în România, contează foarte mult și de tine, probabil cum ești ca să te. Uh, să uite lumea la tine, contează foarte mult și cine, uh, nu știu, cine se uită la început inițial ca apoi YouTube să te promovezi tot mai bine. Sunt multe chestii, ce apțin la, la început e foarte greu. Muzica merge foarte bine, totul uh, merge foarte bine, am văzut că și gamingul merge destul de bine. Ce pot să zic? Partea de tehnologie merge destul de bine la unii. Este foarte bine, Brawl Stars Brawls P -P -W E. Salut, Horiai. Super tare, 10.000 Woodworking cross, -tades. foarte bine, cifre foarte tare. x Claudi vezi că te-a văzut YouTube ca spammer dacă ai repetat mesajul? -am, Octavia, am 58 de abonați din care intră pe live 1 și pe episoade 1. da, e logică chestia. De obicei la, uite, și eu am 59 de persoane acum și 13.000 de abonați. Nu trebuie să intre toată lumea pe live-uri. ce zici? Videoclipuri în natură. Ce înseamnă, Marius și Daniel, videoclipuri în natură? Dacă te apuci și faci o căsuță în pădure, din, cu mâinile goale, tăind lemne și legându-le cu nu știu ce sfor și așa mai departe, prinde foarte bine. Dacă te plimbi prin pădure și bă, nu faci nimic și nu se întâmplă nimic, nu va prinde. Știi? E foarte complicată discuția. Calculatoare sunt costarca. Bine ai revenit costarca. Ai încercat, Andrei, să vorbești cu cei de la Filmora? Să le pui întrebarea asta celor de la Help? Poate îți spun. Care <coughs> bună, patron Ro. Mersi frumos că ai intrat. Andrei Bocico, la mine pe live vor între 14, dar pe video 20. Foarte... Uh, da, bine, acum depinde foarte mult și gen de conținut. Ai și așa mai departe. Am 500 de abonați și de două persoane. De ce? nu interesează live ul e logic. La început te cer și faci scandal. Prefer să nu fac chestia asta. Da, Cornelia? Depinde dacă te plimbi prin pădure și te aleagă, aleagă pădurarul. Asta, adică, da. Cum fac contul de YouTube să fie privat? Adică să nu te vadă lumea? Uite, Cornelia, întreabă-mă chestia asta pe live-ul cu membrii. Sincer, spun, nu știu ce să zic acum de... Uh, tu ce vrea să nu te vadă lumea? Au schimbat ceva la, uh, la chestia cu contul uh, YouTube de unde îl faci privat, dar o să... Bună seara, Tică Miclăușu! Nu mai pot să mai scriu de pe Costarca. Ce s-a întâmplat? I-au închis băieții? Uh, dar cum ai făcut 13.000 de abonați? de mi un sfat. În timp, Strângând comunitate, oferind videoclipuri care uh, sunt interesante pentru anumiți oameni. Nu există o, un buton magic, ca să zic așa, știi? Există doar momentul ăla în care cineva vede și zice Bă, ăsta e conținutul pe care vreau eu să-l văd mai departe. Da, cunele, dacă nu... Poate mă uit în seara asta după ce termină live-ul ăsta. Nu, nu știu exact, sincer răspund. Nici nu m am mai interesat. Știu sigur că... A fost ea să văd dacă reușesc. Setări, canal, gestionează consum, nu aș vrea să arăt foarte multe direct pe live. O să duce în partea altă, o parte în de pe un link pe altul. Da, o să, o să, mă uit mai clar, îți spun. Nu mai știu. nu mai a interesat deloc în ultima perioadă să-mi ascund canalul, dar bănuiesc că ai tu motiv. Ia să vedem. Vreau să-mi cumpăr un program de tradus, ceea ce pun în videoclipuri, ce recomanzi. Era, imediat îți spun, HappyScribe parcă este. Dar tu trebuie să mai faci Uite, ăsta e site-ul. Episcribe.com Eu am pe viață, m-am abandonat, pentru că tot trebuie să faci din, din, română în altă limbă, tot va trebui să mai faci câteva traduceri, să mai faci câteva verificări, câteva... Deci prima dată intri, îți face în română și după aia cu Google Translate poți să faci și tu. Okay. E complicat, e foarte, foarte greu. TV, salut MAPS sunt nou, bine ai venit. O aplicație bună pentru a înregistra ecranul telefonului, gratuită. Toate aplicații cred că sunt gratuite. Mobizen, de exemplu, sau azi Screen Recorder. Am făcut și Instagram, dar slăbuț acolo. Da, bine, acum am și cu Instagram-ul. Au și acolo un algoritm și trebuie să-l înveți și așa mai departe. Cătălin, te, eu nu ți-ai auzit faptul că în 2-3 ani o să crească CPM ca în America? Nu, nu are logică ce spuneți voi, pentru că uh, în America sunt mult mai mulți oameni care cumpără reclamă. Gândiți-vă că se, se uh, face, uh, cum să spun eu, tot încerc să mă, să mă gândesc la niște chestii să. Deci vine cineva, dă un. un preț pentru reclama pe clipul respectiv, după care vine altcineva și dă mai mult și așa mai departe. Ei, la noi n-are cum niciodată să dea cineva mai mult ca în America sau să dea la fel de mult ca în America. Cum să-mi pun banner pe telefon? Este clip pe canal, Andrei Bocico. E bine, din 10.000 de vizionari, așa, am făcut 8.50, bineînțeles. Dacă am un canal nou, cum pot face live? Cu un program sau cu aplicație, GX Claudiu? Woodworking Cronstadt, aici sunt de acord cu tine. Bine, sunt convins că se poate și din Instagram, dar repet, trebuie văzut algoritm. Nu sunt atât de bun pe Instagram, am cam rămas în urmă cu partea de Instagram pentru că nu am mai avut timp să mă mai ocup și de asta. cpm ul 2,45, foarte tare. Mi-am făcut un canal pe 31 decembrie și am nu abonați. e ok, bineînțeles. Într-un an de YouTube fac mai mulți abonați, foarte bine. Uh, cum funcționează online? Dacă o persoană se uită 5 minute și după pleacă, vom primi 5 minute? Absolut. Un youtuber sigur, sigur este. Dacă nu pui live-ul la pe uh, nelistat sau pe uh, privat? Foarte important să rămână public. Mersi frumos, Stix Forever, mersi frumos. De ce videoclipurile sportive nu sunt așa tare promovate de YouTube, prostia sau lucrurile ele? Pentru că lumea se uită mai mult la anumite clipuri decât la alte. Destul de simplu. Nu, YouTube promovează, e foarte important la ce se uite oamenii. Maximus 94, nu știu care e numele tău. Ca să zic numele. E ok dacă am 456 de abonați, foarte ok. La un canal ce publică regulat un video pe săptămână. Ce crezi că se poate întâmpla dacă nu pune video într o săptămână? Absolut nimic. Nu te penalizează. Dacă vrei să ți iei liber o săptămână, ia-ți liber o săptămână, Marian Tăcutu. asta nu se va întâmpla nimic. Ai încredere în mine. Dacă vrei să te, zis, să te, relaxezi într o săptămână, fără nicio problemă. Ideea este să nu rămâi pe la, din ce am văzut eu algoritmul începe să te penalizeze după ce bă, vreo 3 săptămâni să treacă așa fără să poți. Asta e clar. Uh, Octavian, mm. ăsta poți să faci un video, un episod în care să te arăți cum transferi un cont de YouTube pe alt telefon? No, nu e mare chestie, pur și simplu te loghezi pe alt telefon, e aceeași chestie. Like-urile ți ajută clipul să fie promovat? Nu. No. Oh, e așa, e engagement, dar e 0,00000 lucru care nu, nu... Sunt alte lucruri mult mai importante decât like-urile. Live-ul mă ajută foarte mult ca să fac ore interesante. Da, normal, toată lumea așa face. Ca să faci ore, live ul te ajută foarte mult. Nature TV nu mă uit la canalele la astăzi. Astăzi ne... Vorbim despre planurile voastre, vorbim despre uh, ce vreți voi uh, în viitor să se întâmple cu canalul vostru, ce credeți voi că va fi pe, pe YouTube uh, în anul ăsta. De aici exact. Deci poți să faci vizualizări, numai că, repet, în momentul în care uh, începi să nu mai postezi, YouTube te va promova tot mai puțin. Și nu mai faci vizualizări, de exemplu, din uh, notificări deloc. Uh, să revii și să postezi constant mult timp ca să ajungi la nivelul ăla. La care ai înainte. Ce se merită să postezi? Ce merită să postezi uh, uh, Ce merită să filmezi la și abonați? Live sau filmare? Ambele. Uite, banat extrem cu îi place Enduro de aici. Am mai uitat și eu pe la Enduro dar mai puțin așa. Așa. Ce zici dacă moare YouTube în 2 ani, mor mulți de foame? Nu e adevărat. În primul rând, nu are cum să moară YouTube în 2 ani de zile, decât dacă se întâmplă, eu știu, o catastrofă la nivel mondial. Pentru că în momentul de față YouTube aparține de Google și Google în momentul ăsta e super puternic. Chiar vorbea Zuckerberg, spunea că dacă se teme de cineva, se teme de Google tipul de la Amazon la fel. Spunea că se teme cea mai tare de Google. Deci Google este foarte puternic la momentul ăsta. Nu are cum să pice așa ușor. Gândiți-vă că YouTube-ul a mers în, în pierdere ani de zile. An de zile. De momentul în care au cumpărat, cei de la Google au cumpărat YouTube, a mers în pierdere ani de zile cu niște sume fabuloase pierdute din drepturi de autor și așa mai departe. Aici, acum, abia acum au ajuns și ei să crească. Eu cred că abia e începutul pentru YouTube. Credeți că ne învață Gabriel Barna în 2021 să facem pol pe live? Uite, poți să-l întrebi. 2021 plănești, primim 2500 de abonați. Eu sunt convins că poți să faci, Andrei. În 100% convins. Revin imediat că mi-e foame. Por la mâncat și poftă mare. Mă adresez de un public internațional și 40% de public e din România. Cum arunc clipurile în afară? Dirty Cars. Titlurile în ce limbă sunt? Descrierile în ce limbă sunt? linkurile la care faci referire în ce limbă sunt și așa mai departe. YouTube nu va muri, este un colos care produce miliarde de dolari? Absolut, face la bani de... Mai ales acum s-au apucat să bage reclame și pe clipurile nemonetizate de până acum. Oamenii simpli, nu există o, su o sumă, dar eu te să postezi maxim un clip pe zi. Maxim Am o întrebare la comunitate, noi ne putem abona unii la alții așa pentru curajare? De Zeruna nu este abonare reciprocă și YouTube interzice asta, chiar se lasă cu Like și închiderea canalului. Cum fac să nu ai like, like pe jocuri? Trebuie un calculator bunișor, net, bun. Creamă Cristi, dar mi se zice Max. Mă bucur, Max, că te-am cunoscut. Este ok dacă abonații îmi dau propuneri și eu le reproduc? Eu am o mare problemă cu chestia asta. Da, într-adevăr, de multe ori am primit multe idei de a face clipuri, dar în același timp nu vreau să fac, să-i pun pe oameni să-mi dea ei idei pentru, pentru videoclipuri. Da, mă, mă bucur foarte mult când îmi pun întrebări pe care, de care ei au nevoie să, să li se răspundă, știi? Dar în același timp, dacă ea spune, băi, ce mai fac astăzi? Ia ziceți în voi, începe lumea să, să se gândească și să-mi dea niște conținut care nu e neapărat ok. Dar în momentul în care tu te apuci serios de treabă, vei avea idei, nu asta e problema și e ok în același timp, să mai ieși din comentarii dacă te întreabă ceva. Abonații să, să, faci, să faci conținut și din ceea ce îți sugerează comentariile lor. Am zis cum să cresc în 2021? Am mai zis-o. Conținut bun. Atenție foarte mare la ambalaj, adică titluri, thumbnail -uri. Atenție foarte mare la partea de editare și așa mai departe cât de mult te ajută Morning Fame. Păi haide să vă arăt New suport. Support, cât de mult mă ajută pe mine Morning Fame. Morning Fame e unul dintre unele uh, uneltele pe care le, uh, le, folosesc în mod constant. Haideți să vă arăt. E chestii super interesante, n-aș vrea totuși să vă arăt date de logare. A, da, bine că de la partea cu toate clipurile care ar putea să mă ajute pe mine. da. Deci ei îmi identifică, din nou spun, nici o unealtă nu îți va aduce vizualizări doar apăsând pe buton. Trebuie să analizezi, trebuie să vezi exact unde ar trebui să te focalizezi mai mult. Uite, de exemplu îmi spune create more of this. Ei, genul ăsta de conținut a dovedit de-a lungul timpului că face mai multe, mai multe vizualizări, mai mulți abonați și mai departe decât și îmi spune să evit genul ăsta de conținut. O dată. La fel de important este uh, partea de workshop, care mi, uh, mi arată exact ce ar trebui să, să mai fac pe cea cu clipurile, mi arată care sunt uh, clipurile cu durate vizionare mai mare și mai departe, mi arată clipurile care au uh, view-velocity foarte bun, ceea ce este foarte important pentru mine. Uh, tocmai spuneam că view-velocity este foarte important pentru a face vizualizări la început cât ăsta înseamnă cât de repede se uită cineva în momentul în care, sau cât de repede se uite abonații tăi, audiența ta se uită pe clipurile tale când ai postat ceva. Sau tot felul de, uite, vezi, de exemplu, mi-arată și când să postez și așa mai departe, au niște unelte foarte interesante. și ce mai important este, din punctul meu de vedere, tabul tab, ul ăsta, algoritm, mi-arată exact, de exemplu, vreau să văd dacă vreau să cresc videoclipurile din sugerate. Da? Și mi-arată exact cine mă, ce tip de conținut îmi sugerează mie clipurile mele, astfel încât să fac și mai multe vizualizări. E logic, de exemplu, clipul ăsta îmi sugerează un alt clip de-al meu, ceea ce este foarte bine. În același timp, de exemplu, clipuri de la tutoriale gratuite. Aduce foarte multe vizualizări. Eu aș putea să mai fac conținut legat de așa ceva. Cum să faci primite o de abonați și aș mai putea să mai primesc vizualizări de la, de la tutoriale gratuite. Aș putea să fac, de exemplu, de la abonați de la George Tănăsie, de exemplu, vedeți aici, îmi promovează clipurile. Deci, acestea sunt uh, clipuri care sunt promovate. Aș putea să mai fac astfel de clipuri, astfel încât YouTube să mă sugereze din ce în ce mai tare și să fac și mai multe vizualizări. Odată. La fel, uh, partea cu algoritmul uh, YouTube, ce mi-aduce foarte multe vizualizări în momentul de față. De exemplu, a fost o discuție foarte uh, importantă în acest moment pe canalul lui Dr. Ace. Și uh, Petri Negreanu pare să fie uh, un, uh, un subiect foarte în acest moment. Dacă eu aș face conținut despre Petre Negreanu în acest moment, aș face și mai multe vizualizări. Nu fac pentru că nu mai are rost în acest moment. Am vorbit, am spus ce am avut de spus. Am într respectiv, nu vreau să fac vizualizări doar de dragul vizualizărilor. La fel, programe de editare, din căutări, cum să faci un canal de YouTube și așa mai departe. Ei, toate astea, eu dacă aș face acum conținut cu aceste, să zic, cu acest termeni, Aș face foarte multe vizualizări. Deci, eu, pur și simplu, morning fame, îmi dă mură în gură ce ar trebui să fac în acest moment. Uh, Apicultor de succes. Bună seara, bună seara. Uh -huh. Am observat că o scădere în statistici în ultimele două săptămâni vizualizări, de exemplu, la mine. Uh, Apicultor de succes e clar orice canal, și ții bine de chestia asta, orice canal are și suișuri și coborâșuri, asta e o chestie uh, foarte clară și probabil că asta e momentul la tine. Nu văd de ce bă, ai avea de crescut în acest moment. Probabil că din primăvară o să începi să crești foarte tare, deci sunt momente și momente în, fiecare, în viața fiecărui canal. Ce sfat îmi dai pentru a crește? Hm. Vreau și eu morning. Păi nu știu, Florin, n-ai avut niciodată morning fame? Nu ți-ai făcut? Marea mea provocare anul ăsta este să mențin echilibru între muncă și YouTube. Welcome, că nu mai uh, timp, ca să zic așa. Cam aceleași chestii am și eu probleme în momentul ăsta. Trebuie să și postez, trebuie să și uh, uh, studiez anumite chestii. Unul dintre marile mele planuri pentru anul acesta, sper să-mi reușească, este să creez uh, un fel de produs pentru YouTuberi. Adică o chestie pe care oamenii să-l achiziționeze și să conțină acolo cam tot ce ține de, de un canal de, de, YouTube, de la, eu știu, tot felul de template-uri pentru thumbnail-uri, pentru banner și așa mai departe, până la idei de videoclipuri foarte multe, până la, nu știu, multe chestii. Morning Fame este, în prima lună este gratuit miniganul FN. Un TV, ia să vedem ce. Dar nu văd la ce te referi Nature nu mai văd. Salut, Michael Goldenboy. Mulțumesc pentru felicitări, la mulți ani și ție. Nu mă uit de la Enso pe canale astăzi. O lună e gratuit. Da, da, da. Păi intră pe, pe linkul din descriere și ai o lună gratuit. Nici nu a început bine anul și deja sună telefonul, dragi mulți clienți. Deci, E mai bine să ai clienți pe care să-i refuzi decât să nu ai clienți, stai? din punctul meu de vedere. Acum nu știu cât de mult. Dar ideea este să și, dacă începi să ai din ce în ce mai mulți clienți, crește și tu prețul la ceea ce faci. Este foarte importantă chestia asta să, să o reții. Pentru că e clar, faci ceva bun, faci ceva de valoare, oamenii care chiar vă-și doresc chestia asta vor plăti pentru ceea ce vor. La mine trebuie să postez desene animate cu Barbie pentru că mi-aduce a cele mai multe vizualizări. Eu te cred, dar mare grijă și cu, cu Barbie și sper să fie desene făcute de tine. Nu luate din altă parte. Andrei Saga 1. De ce nu răspunzi la mesaje? Nu mă certa și tu, Andrei. Hai, te rog frumos. Iartă-mă. Cât de lung ar trebui să fie un video ca lumea să-l vizioneze până la capăt? În medie ca maxim câte minute ar trebui să aibă un video. Mihail cu aici ține foarte mult și de tine. Și de nișa pe care e și de canalul pe care l-ai și mai departe. Testează, din nou spun. Foarte important, salut Marian Gaming, foarte important este să testezi. Fă și videoclipuri mai lungi, fă și videoclipuri mai scurte și apoi uite-te să vezi. tot timpul mă uit pe chestia asta, nu știu câte lume se uită. De asta am vrut să mai facem și astfel de videoclipuri, de live-uri. De exemplu, de exemplu, hai să mergem pe un conținut. Chiar vă rog să vă uitați, hai să vedem, uite, de exemplu ăsta. Date statistice. Uitați. Da? Foarte important să vedeți cum se uită lumea pe, pe clipurile voastre. Uite, ce arată YouTube aici că de momentul ăsta a început o scădere bruscă a atenției oamenilor. Ei, tu dai play la videoclipul tău și vezi de ce au plecat oamenii. E foarte important să vezi în date statistice de ce au plecat oamenii și dacă cumva au plecat pentru că este prea lung videoclipul ăla. Da? Dacă vezi că pe final de tot au dus foarte tare audiența în jos, e important să, să mai reduci din, din clipul respectiv. Andrei, mersi frumos că ai intrat, spor la toate și, na, distracție plăcută. Nu e nicio problemă, era Rafael 23, suntem aici. Faci promo gratis? Da, Black Bro 2. Uite, promovare gratuită. La ce? Dacă aduci un youtuber foarte mare aici pe canal, vorbim despre el. Mersi frumos, Florin. Cum scap de 40 de secunde, cum să scap de 40 de secunde vizionare? Tocmai ți-am arătat. La mine merg bine videurile în jur de 20-25 de minute, dar văd că la mulți în jur de 10-15 minute. Exact. E foarte important să te uiți să vezi în statistici ce face omul pe clipul tău. Dacă a plecat pe ultima parte și nu mai stă, mai tai din el. Încerc să-i ții cât mai mult pe clip. Nu mă are nu mă uit pe canale astăzi. Salut Dolly bă, Slime. Am filmat cu ajutorul... Ah. Am filmat și am avut sonorul mic, nu am auzit. Am întrebat dacă acel program din linkul pe care mi-l trimit va da probleme, chiar dacă îl voi cumpăra. Uh. Da, e complicată treaba. Depinde cât, încearcă să le editezi sonorul cu, încearcă să scoți de pe clip sunetul și să din Audacity, să-i crești un pic sau din Adobe Audition. Astfel poți să crești partea de, să-i dai un gain pe sunet. Eu nu am reușit niciodată să lungesc un clip, dar nu trebuie să lungesc, trebuie să fie, să oferi valoare cât poți și să nu încerci să tragi de, de clipul ăla degeaba, așa, știi? Odată ce unul întreabă așa ceva, înseamnă că nu face YouTube cum trebuie și trebuie să ștergem acel comentariu. Dacă e de la... ...de la Nick nimeni înseamnă că are valoare acest comentariu. Cum să programezi un live pe telefon? Asta cum programezi și un live de pe PC. Intri în browser și faci o programare. Nu am nicio idee, puteți să-mi dați o idee? Interesante subiecte, mâine voi urmări din nou. Da, sper să, să continuăm așa cu subiecte interesante. Eu pe toate videoclipurile mele de gaming pun muzică pe fundal. Mare grijă cu, cu muzica de unde e. E foarte important de unde e. salut, Leacuri Vechi. Mersi frumos că ai intrat. trebuie să primești fac să primezi butonul de la YouTube? Pentru 100.000 de abonați vei primi butonul de argint. Pentru 1 milion butonul de aur. Pentru 10 milioane butonul de diamant. Pentru 50 de milioane butonul de robin. Parcă ăla era... Parcă așa am văzut ultima vară. Dacă nu aveți idei, înseamnă că nu aveți ce căuta. Nu neapărat pe YouTube, dar nu înseamnă că nu aveți ce căuta pe nișa aia și să vă gândiți la alte subiecte. Adobe nu vrea. Atunci încercă cu Audacity în bucătăria Mihaelei, care e gratuit. Audacity este... Gratuit. pentru 10.000 butonul de hârtie. Acum depinde ce hârtie O să mai încerc shorts, am văzut că a prins foarte bine. Da, exact, uite chiar și Sergiu spunea mai devreme că a prins foarte bine la, la tipul lui de conținut, deci probabil că genul vostru de conținut merge pe, pe shorts. Aplea e jos în, în, în descriere, este linkul de, de invid, invite la Morning Fame. Totuși nu cred că dacă faci video mereu non-stop, fără a te promova, o să crești. Trepa e problema ta dacă, cre, dacă, tu crezi sau nu. A te promova e un lucru creșit în sensul în care a te promova cum, cum vrei tu să te promovezi. Adică să plătești, să îți facă ori unul reclamă, ori să-ți facă YouTube reclamă. Cum pot face un video să apară non-stop live? Pentru un program de uh, gen OBS. Îl pui pe acolo ca sursă, îl pui să facă loop, să meargă non-stop și... Ok, Dolly Slime. A revenit Rage for Win. să fie de bine. Este posibil ca youtube să activeze tabul community dacă... Mm, nu aș zice, nu uh, Ce-a făcut YouTube în ultima perioadă ne-a cam bulversat. În, principiu, oficial nu este. Uh, cabul comunitate sub 1000 de abonați. Când îmi explici, vorbește mai rar. Auda C Y. Am deja peste 10.000 de abonați, dar nu m-a anunțat încă. La 10.000 de abonați nu obții nimic. Veniți Napoleon. Dacă ai 100.000, asta e altceva. Dacă ai vrut să zici 100.000. Oh, 10.000 cum să nu primesc copyright sau, sau, să descarc un film? Dacă nu îți a materialele alea, clar vei primi copyright claim, copyright strike, în funcție de ce vrea... Am trei limbi străine în ce... <laughs> păi dacă nu ți-ai făcut vaccinul, COVID asta ar fi acum... Eu mereu am spus că pentru vaccinul ăsta COVID vreau Windows 10 măcar, nu vreau Windows 7, că mă enervez pe Bill Gates. Am văzut unii oameni cu 30.000 de abonați într-un an. Nu cred că sunt în stare să, fac, ni să fac nici 1.000 într-un an. Sunt oameni care au făcut uh, un milion de abonați în câteva zile, trepa. Dar ține cont, sunt oameni și oameni. Eu îi numesc pe ăștia unicorni. Și multă lume îi numește așa. Adică, ok, sunt super tari. Au apărut, au făcut ceva, au prins foarte bine pe moment. Au, au, sărit în abonați. Dar nu se întâmplă foarte... Mult mai des este să nu faci nici măcar 100 de abonați. Chiar o să pun la un dat niște statistici să vă simțiți toți mai bine pe, pe chestia asta cu youtube ai î, ai î, asta vrea să spună top, top 5 Mihela. De asta nu poate să-ți dea ta cu arondul ăla ca să, să vezi mai bine mesajul. Salut, Dane! Salut, salut! Eu fac content cu natură și muzică relaxantă. Cred că se va uita cineva? Clipurile sunt făcute între, 3, între 5 și 15 minute. În principiu am văzut că se uită la lumea la astfel de conținut. Nu știu cum ai putea să-l monetizezi, în schimb. M-am uitat la clipul tău pentru că știu că nu prea e voie să monetizezi astfel de clipuri. Sunt abonat la tine. Super tare. Am cerere de la cunoștințe că vor și ce am făcut în clip, deci mi-am făcut de lucru. Da, da, vezi asta cu cunoștințele, dar să și ofere ceva financiar, că așa pierzi timp. Zi repede 5 sfaturi pentru a face primii 1000 de abonați. Un singur sfat. găsește grupul de oameni către care să faci clipuri. Da? Pentru care să faci clipuri. În momentul în care ai să identifici foarte clar ăsta este omul sau grupul de oameni pentru care fac clipuri, Vei reuși imediat să începi să crești. Trebuie să, să te gândești. Este, are vârsta cu tare, face cu tare lucruri pe YouTube sau face cu tare lucruri în viața reală, îi place să se uite la nu știu ce filme, și mai departe. Deci trebuie să identifici foarte bine omul către care te adresezi. În momentul în care vei ști chestia asta, vei începe să și crești. Dacă am vizionare din Germania, e bine pentru algoritm? De oriunde e bine, numai că Oamenii trebuie să și înțeleagă ce faci pe clipul ăla, nu doar să facă vizionări, intră și să iasă, că asta e dezastru. Persoanele care fac mulți abonați sunt de obicei persoane cunoscute, gen Shelly, Jador, da, bine, nu neapărat asta, Alex Channel, îți dai seama că dacă ar fi așa, restul n-ar mai avea nimic. Sunt canale și canale, îți dai seama, într-adevăr. Un om care vine cu audiența din altă parte, cum e de exemplu Smiley, E normal să facă vizualizări și mulți abonați și, în, și, pe YouTube și pe TikTok și mai departe. Dar sunt oameni care și-au crescut audiența pe YouTube și-au crescut audiența pe TikTok. Cât ai cel mai mult să faci un thumbnail? Trei zile. Trei zile și încă mai cred că mai trebuie să mai muncesc la ea. Pe canalul vechi Mihai Expert nu mai postez clipuri cu FIFA. Și am șters toate clipurile inițiale și am redenumit canalul în Beats by Michael Unde să postez de mâini instrumentale. Deci n-ai început de la zero, nu înțeleg. Adică făceai ceva, acum faci altceva, nu știu, e complicat pentru mine. Cum identific grupul acesta? Repa, trebuie să aibă legătură cu ce ți place ție să faci și, sau ce îți place ție, ce ți-ar ți plăcea ție să înveți să faci. Că în modul ăsta, apoi faci conținutul ăla, știi, care să te țină pe ani de zile până să începi să crești. Da? Deci are legătură cu ce îți place ție să faci sau ce îți place ție să înveți să faci. Eu stau 5-6 zile să fac un nou stil de thumbnail și tot nu sunt mulțumit de el. de e foarte important și din nou trebuie să vă arăt și asta pentru că multă lume uh, poate zice bă că ăsta promovează TubeBuddy de aiurea. Dar e foarte, din punctul meu de vedere, tubadi la momentul ăsta, trebuie să vă arăt două chestii super tari. TubeBuddy și probabil că sunt oameni noi pe aici, cei mai vechi deja probabil s-au săturat de câte ori le-am arătat, dar cei mai noi trebuie să vadă chestia asta. Asta cu AB Testing-ul și să vedeți câte teste fac eu continuu, la momentul ăsta am dat destui bani, am băgat destui bani în, 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 în TubeBuddy, dar asta e. Uitați-vă tot felul de, de schimbări de astea, de la faptul că am schimbat doar background-ul aici, vedeți, și tot timpul aici e mai bine. De exemplu, aici merge foarte bine. Partea asta cu background-ul, dacă ați văzut ce, ce modificare am făcut, uite. Ăsta face mult mai multe vizualizări decât background-ul ăsta. Da? E același, același tip de thumbnail, doar am schimbat doar... doar background -ul. Și vedeți diferența este de 124,56%. Da? Și în momentul ăsta am pus ca noul thumbnail să fie thumbnail-ul actual de pe, de pe videoclipul respectiv. Da, deci el îmi face tot felul de verificări de astea. Timp de 14 zile îmi pune toate aceste thumbnail-uri, le tot uh, schimbă și îmi spune după aia, băi, vezi că thumbnail-ul ăla e mult mai bun decât ăsta. Aici mai am două... Uh, am mai întrebat și băieții pe, pe Discord ce să mai fac, mi-am mai dat și ei câteva idei. De exemplu, aici cu săgeata mai mare a mers mult mai bine decât cu săgeata mai mică. Tot felul de teste de astea pe care tot le fac, mai aproape de mine, mai departe de mine, cu, cu thumbnail ăsta. Dar este foarte bine să puteți, puteți să faceți și fără TubeBuddy. Numai că chestia asta o face automat TubeBuddy, nu stau de fiecare dată să schimb thumbnail și așa mai departe. Puteți să o faceți, v-am spus, puteți să o faceți voi manual și după aceea să trageți concluziile. Salut uh, Autopaper, mersi frumos că ai intrat. Am un canal de probă unde verific ce conținut poți să postezi. În uh, mintea ta verifici. E foarte important să postezi ceva, tocmai asta am spus, ceva care să-ți placă sau ceva care să-ți dorești să înveți despre lucrul ăla. Da, nici ori trebuie, e foarte bine, 30 de... Da, exact, uh, e legendul. E legendul, care costă ceva bănuți, parcă 49 de dolari. L-am setat să-mi automat, de luni de zile plătesc. Ai? Prefer să renunț, nu fumez, nu consum alcool, nu cheltui banii pe prostii. ci cheltui banii pe YouTube. E prostie, nu e prostie, nu știu ce să zic. Doresc să fac un canal în care să prezint scule aparaturi în general, scule și aparaturi industriale. Ai ceva recomandări? Go for it. E foarte important să pui în titlu numele sculii respective, și să apară și pe thumbnail scula respectivă. E o idee foarte bună și cred că vei avea succes. Am mai văzut astfel de canale de-a lungul timpului care au reacționat foarte bine și algoritmul le-a primit bine și bineînțeles, de fapt, privitorii le-a primit bine pe pare și algoritmul. Trebuie să plătești? Din păcate, miniganul da. În principiu, prima lună la TubeBuddy, poți să, dacă, bagi, dacă nu mă înșel, toate au o verificare de aia. Nu știu dacă o lună întreagă, dar știu că poți să faci lucrul ăsta pe care tu l-am făcut eu. O lună de zile, gratuit, dar trebuie să adaugi cardul. După aia te duci și îl scoți. Să fii atent când se apropie luna respectivă. Dai cancel la licență și la revedere. Dar poți să faci body o lună de zile gratuit cu Legend. Da? Dar trebuie un card. Explică-mi, te rog frumos, ce vrei să zici până asta. auto uh, paper. Cu uh, mărci. te rog frumos, chiar te rog frumos să-mi explici ce vrei să zici până asta. Nu vreau să, să intru în panică. Uh, trebuie să plătești așa, ce taguri sunt recomandate. Uh, tagurile au legătură doar cu ceea ce vrei tu să știe YouTube despre clipul tău. Eu nu sunt pe acest canal, am de 494 de abonați, fac 6, 69, 150 de vizualizări. În zile bune, 200, iar pe al doilea canal, 95 de abonați, fac 100 la 100. Foarte bine. Cu ce mă ajută TubeBuddy? Te ajută, în primul rând, să găsești, să identifici oportunități, adică verifici cuvintele cheie pe care vrei să le pui în titlul tău, să vezi dacă au concurență, dacă au căutări, pentru că faci conținut doar pentru tine și atunci nu vei face vizualizări. Important este să știi dacă, într-adevăr, ceea ce urmează să faci are și căutarea. Adică, să zicem că sunt 10 oameni, 100 de oameni care să caute ceea ce urmează tu să postezi și Tubati îți poate spune, da, fă conținutul ăsta pentru că oamenii caută lucrul ăsta, sau, de asemenea, ți-am spus și concurența, adică ok, caută 100 de oameni clipurile, tipul ăsta de conținut, dar în același timp dacă au făcut 1000 de oameni va fi foarte greu să ești tu în față. Și atunci TubeBuddy îți spune, da, are și căutare mică, dar are și concurență mică, și atunci poate că tu fiind un canal la început, te folosești de chestia asta și faci niște clipuri, apare în fața la 10-20 de oameni. Are căutare mare, dar are și concurență mare. Atunci ți-asumi tu, știi, că îți dă ca, ca la semafor. În momentul în care e o căutare foarte mare și uh, concurență mare, probabil că vei avea culoarea galbenă și atunci, ca și orice alt șofer, uh, te gândești, bă, fac clipul ăsta sau nu-l fac? Dacă e culoarea verde, atunci sigur vei face conținutul respectiv. E foarte important, are legătură cu cuvintele cheie pe care le pui în, în titlu. Ai dezactivat butonul de membri? Nu. E butonul de alătură te? A, mă referam că dacă, dacă ai să mai bagi ceva, dacă au cumpărat câțiva oameni, mie unul mi se pare super mesajul cum a fost. Dar unde ai găsit tu how to pay asta? asta vreau să te întreb. Ai găsit doar în, în descriere sau l-ai văzut în altă parte? Că mie nu mi apare, asta spun și... În continuare aștept să apară acel store și pe, pe videoclipuri. Cum fac mai repede abonați? fac gaming. Fac gaming, uh, focalizează pe un joc mai puțin jucat de youtuberii mari. Salutare, zilele astea revin cu al doilea video pe canal, cu subiectul fotografii. Super tare. Clar, trebuie un branding. Vedeți și voi, orice, uh, orice uh, brand are nevoie de o imagine. Trebuie deci să te abonați în două luni și 20.000 de mii de vizionări. Foarte bine. Mamă, deci dacă e așa, mai ai omorât uh, Autopaper. Tu în ce țară ești? Ești în România sau ești în altă țară? Pentru că mie nu mi-apare. Dar dacă tu poți să-mi zici chestia asta, e foarte șmecheră treaba. De-aia te-am întrebat. Pentru că intrasem într-o mică panică, dar hai să vedem. Pentru că au băgat și pe România. Mulțumesc. Sport. Da, eu nu mersc. văd... Uh... Sport. Da, nu eu văd, văd uh... ăsta cu mărciu, deci e clar tu-l vezi... Uh... Probabil nu ești din România, în momentul ăsta. Dacă mie îmi place să mă joc un joc... Uh, canalul ăsta, cum spune, magazinul e de mult, How to Paper, am mai prezentat. Dar uh, chiar e super tare că apare. Eu am foarte puțini abonați, continuă să postez că vei face și mai mulți abonați. Am făcut screenshot, dar nu pot trimite pe grupul de Discord. Eu sunt în România și nu am, a, ah, ok. Mai vede cineva cum zice How To Paper? în dreptul lui meu de pe YouTube merch, adică tricourile alea cu, cu YouTuberi, pentru YouTuberi. Mie mi-apar produsele pe YouTube. Pă, super tare. Bun, din Italia văd eu. Mulțumesc mult, gata. Nu mai eu nu văd, înseamnă că e ok. Așa, ajutor. Ajutor ce? Puneam canal de 2 luni, 120 de vizualizări, de video, 7000 de abonați, doar 18. Așa. Or, la postat în continuare. Dacă faci multe vizualizări la un clip și nu ai încă 1000 de abonați, Adică, e foarte bine. O să unești două conturi de YouTube. Uh, a, da, uh, la un cont de AdSense, da. Uh, nu ai voie să faci mai mult decât un singur cod de AdSense. În momentul în care vrei să faci al doilea cont de AdSense, trebuie să-l știi pe primul. Eu vreau să filmez, să încarc uh, cu... Oh, dar nu știu dacă va prinde la oameni. Dar cu OSU, nu știu la ce te referi. De ce, ce vrei să vezi... Uh, nu -ți vrei să cumperi... Nu, ideea este că am făcut chestia asta cu magazinul de mult timp. Numai că nu apărea. Înseamnă că dacă voi vedeți e super tare. Eu nu-l văd. E joc necunoscut de români. A, ah, ok, am înțeles. eu zvarză, La partea de gaming v-am mai spus-o. Abia știu așa câteva jocuri mai, mai importante. Sunt pe aici deținător de canale de copii. Întreabă ce au Patricia. Ce puțin erau, acum nu știu dacă sunt și activi în momentul ăsta. Dacă fac gaming pe canal, ar prinde bine o serie cu jocul respectiv, normal. Este foarte bine, din punctul meu de vedere, seria. Nu e nicio problemă mai. Mie mi-apare în feed. Foarte maker Să cumpăr de la tine. Nu trebuie să, cump să cumpări. Să, eu. să cumpăr eu. Să Ah, nu, important este uh, să apară acolo. Nu voi, nici n-am împins foarte tare uh, partea asta cu, cu, magazinul pentru cu tricou și mai știu eu ce, pentru că deocamdată -am, uh, nu sunt mândru de uh, tot ce a apărut acolo, în sensul că am făcut foarte puține chestii. Dar în același timp uh, voi continua să postez acolo, uh, să fie chestii care chiar sunt interesante pentru youtuberi. Mă refer la nu neapărat numai la tricouri, sunt multe chestii interesante acolo care poți să faci și pă, o să încep și eu să miau iau singur ca să port, e foarte important să le și port pe, pe clipuri. Uh, am o întrebare dacă postez în fiecare zi. Uh, Raul nu are legătură uh, frecvența postării cu vizualizările în sine. Am înțeles, am înțeles, apicultor de succes. Nu cumpăr eu de la mine, decât eu pot să-mi iau sample-uri. Adică plătesc și eu, dar mult mai puțin decât voi, dacă ați cumpărat voi, ca să pot să le-și arăt oamenilor. E o chestie de marketing. Cum pot lega două canale la AdSense? Ai AdSense și le legi acolo. E destul de simplu. Adică atașează... Nu știu cum este butonul. Cum îi spune la generare de, de bani acolo. În momentul în care poți, mi-e și frică să umblu, îți dai seama că să-mi scot eu contul de alții și după aceea să-l leg la loc, mie că mai fac vreo prostie. Dar de acolo este. Am făcut chestia asta de vreo câteva ori la oameni care m-au plătit pentru treaba asta. Deci se poate, sigur se poate. Postez o dată la două zile, iar de 11 voi posta o dată pe săptămână. Foarte bine. Contează foarte mult ce postezi, nu neapărat cât postezi. Și mai e până fac 1000 și 4000. Da. Dar e simplu, am spus, adică te duci acolo, trebuie să fii logat pe unde ai și contul de AdSense și pe YouTube și le legi. E destul de ușor. Crede-mă, e, e ușor, nu e complicat deloc. Ce să faci când îți moare canalul? Depinde ce înseamnă că îți moare canalul. Ce ai făcut de ți-a murit canalul? Ai făcut un subiect care nu mai este la modă? Ai făcut sub for sub, Ai făcut promovări? Ce s-a întâmplat? De ce îți moare canalul? De ce la mine nu se abonează nimeni? Dă-le motiv să se aboneze. De ce ar trebui? Jump up? Zim și mie de ce ar trebui ca oamenii să se aboneze la tine. Ce le oferi tu oamenilor și ce le vei oferi în viitor? Fă-ți reclamă, ia zi. De ce ar trebui ca cineva să se aboneze la tine? Uite, suntem la 9:33. Uh, uite, chiar le, le citesc la fiecare mesajele, dar faceți un mesaj destul de mare acum, în care fiecare dintre voi să spuneți de ce oameni ar trebui să se aboneze la voi. Nu uh, de abonați-vă că fac conținut bun și atât. Nu. Efectiv, să-mi spuneți de ce cineva ar trebui, ce le veți oferi voi în viitor. Și eu le citesc pe fiecare mesaj în parte. Nu citesc de cu da, fa, pentru că fac conținut de calitate și punct. Calitatea e relevantă și uh, înseamnă pentru fiecare altceva. Uh, Alex Marian, uh, aia cu 5 lei să știi că e ilegală pe, pe YouTube. N-ai voie. Știu că ai făcut o glumă, dar sper ca cineva să nu ia în serios chestia asta. Uh, dacă uh, oferi oamenilor venituri sau uh, eu știu uh, giveaway sau mai știu eu ce ca să se aboneze la tine e... ce uh, uh, sfaturi dai, așa? Să fac un canal nou și să-mi trec abonații acolo sau să continui pe acela uh, vechi? Nu prea mi arată videole la toți mei. Păi și cum treci abonații la următorul canal? Adică doar să faci ce faci? Să promovezi un canal pe celălalt canal? Este greșit să-mi promovezi linkul uh, canalului pe social media? Depinde acum. Important este să promovezi în fața oamenilor care chiar s-ar uita la conținutul tău. Este destul de greu. Așa. Deoarece răspund tuturor și am de gând să fac ceva care să-i ajute să-mi uh, pese de comunitate. E relevant ce ai spus. Canalul Ceau Patrice oferă conținut pentru copii cu vloguri educative și mesaje pozitive pentru copii și părinților. E foarte important ce ai spus tu acolo, Ceau Patrice, cu părinților. Uh, am încercat și eu asta pe Discord și ghiși ce? Doar cei veterani au răspuns. Normal. Uh, și am avut un canal mor, dar nu am știut și am continuat și uite că merge bine abonați-vă la mine, deoarece pe canalul meu o să învățați să jucați Fortnite. Miniganul, o să râdă lumea de tine, îți dai seama când spui așa ceva. Vin un muzică și spun, bă, dar eu știu să joc Fortnite, mă, pleacă de aici. Eu o să încerc să progresez în domeniul muzicii, deci să ofer oamenilor melodii mai calitative. Tocmai ce am spus Michael Goldenboy. Mai, melodii mai calitative, asta e o poveste mesajul, ce oferi tu oamenilor acolo, de ce ar trebui să, să, se identifice cu tine. Țineți minte chestia asta, e foarte important. Dacă îi spui că doar vei face melodii calitative, sunt mulți care spun aceeași chestie și lumea e săturată. Am la câte videoclipuri faci, 100 de abonați. E relevant și asta. Am văzut oameni care au făcut un milion de abonați la un videoclip. Am, făcut, am văzut oameni care în trei ani de zile nu făcut 100 de abonați promovează pe pagina ta de Facebook. Și asta e o discuție, doar că Facebook în momentul ăsta vrea mai mult partea financiară, adică chiar să împingi foarte mult și să te promovezi în fața oamenilor uh, cu bani. Și nu sunt dispus eu să te mai dau mai mulți bani lui Zuckerberg decât are. Vă puteți abona la Old Reader, Rider pentru că aveți, veți întâlni povești cu viața aproape invizibilă a oamenilor străzii. Un, un, lucru foarte interesant asta ce a spus Old Rider. Și mi-a trezit o chestie. Deci, înseamnă că e ok. Am, uh, am filmat un clip cu un fierar care locuiește în groapa de gunoi. Super! Uite, uh, până acum zic eu că cea o Patricia a fost uh, aproape de ceea ce vreau să fac și Old Rider a, a nimerit chiar punctul, punctul care trebuie. Da? M-a făcut atent. Da? Dacă ai al doilea canal nou făcut, pur și simplu promovezi al doilea canal pe un clip obișnuit de pe primul canal. Da, dar nu în sensul în care ai făcut un clip, băi, am și eu un canal nou, ia abonați-vă și atât. Pentru că YouTube îți dă strike pentru chestia aia, încalci regulile. Dacă ai făcut un clip despre nu știu ce chestii, așa și la final de tot, a, și pe subiectul ăsta am făcut și eu un canal, atât, atât să fie o chestie pe, pe final de tot, merge. Dar, repet, nu aveți voie să faceți un clip în care să promovați alt canal și doar să vorbiți despre canalul respectiv, să se aboneze în lumea la el. Trebuie să oferiți valoare pe fiecare videoclip. Dacă doriți să... Mm -hmm. Perdut aici... Văd ceva și cred că am sărit foarte tare. Așa... Dacă doriți să vă relaxați în timp ce priviți videoclipuri din natură, intrați pe canalul Nature TV. Destul de ok, adică știu ce mă ce îmi ofer, numai că aș fi vrut mai, mai mult de atâta să vorbești, mai, mai la... Să aibă acces la o educație de, în apicultură cu care poate să ajungă să devină apicultor de succes și cu un profit consistent. O valoare foarte bună oferită de apicultură de succes, da? Mi-a spus că bă, pot să învăț despre partea de, de apicultură și să fac bani cu chestia asta. Da? Foarte clar. Un segment de oameni, nu orice om care vrea să învețe despre apicultură. Nu. Este despre, vor veni oamenii care vor să învețe cum să facă afaceri pe chestia asta. Foarte interesant. A pățit ceva butonul de... Da, probabil, how to paper, probabil. Salut, da, piciu Comedy. Salut, sunt Trepa și am un canal de gaming. Știu să, că probabil o să zici că este ca oricare canal, dar nu este. Motivul este că postez în fiecare zi. E prea o chestie prea generală așa Trepa. Lumea e sătulă de chestii generale. Spune-le clar ce vor câștiga de la tine. La așa... abonare între YouTube. Ce înseamnă și Radu abonare între YouTube? așa că nu, nu cred că am prins. Nu jump up, nu mă uit. Salut Patrick să vă f f v sau scuze că să f, f, f să. O alternativă naturistă pentru anumite afecțiuni. Da, ai putea să vorbești mai mult de acuri vechi, mai ales că e un subiect foarte interesant. Ai putea să ai o o frază mai completă despre ce ofer, dar totuși înțeleg ce mi oferi. Dar nu doar, băi, o să ofer clipuri de calitate și atât. Uh, și tu ești foarte general, Claudiu Ciuciu -Ciu Workshop. Mai clar. Despre ce? Lucrări despre ce? Uh, cum faci să creezi un conținut mai general la un moment dat, dacă am un canal de nișă? Uh, bună întrebare, Bogdan Vartolomei. În momentul în care îți vei crea uh, o audiență, poți să pui și alt gen de conținut, pentru că la un moment dat tu vei fi nișa. Oamenii aia vor intra pentru tine, dar durează, durează și e foarte important ca de fiecare dată oamenii aia să aibă încredere în tine, să nu-și pierdă încrederea, să fii foarte atent la brandul tău, să nu faci prostii pentru că am văzut de foarte multe ori youtuberi mari care nu numai un singur clip și-au pierdut audiența complet. Dar ideea este clar că poți tu deveni nișa pentru oamenii respectivi. Mihail uh, Isaicu, uh, învăț oamenii să practice sportul cu propria greutate în condiții de casă, fără de Super tare asta. Da, uite, Mihail Isaicu, uite, vezi, uh, m-ai și pe mine pe chestia asta. Foarte tare. Da, asta da. Din nou, sunt unii oameni care uh, mi-au dovedit că chiar e... Uh, sunt unii care chiar știu ce fac. Au înțeles foarte bine ce le-am cerut. Nu dați banii pe prostii, dar sub la nenea uh, ca să vezi. MDPS-uri faine, nu știu, nu știu despre ce e vorba, mai ai pierdut. Calisternix, al, frate. Da, știu la ce te referi, dar nu știu de ce ai pus chestia asta. Ajut lumea să facă arme din hârtie într-un mod mai ușor și rapid față de alte canale cu care să-și impresioneze prietenii să distreze în timpul procesului de creație. Uh, da, e ok. Ok, arme din hârtie. Foarte clar, da? Mă ajut să fac, am înțeles foarte bine din prima. Dacă aș fi interesat de așa ceva, mă aș duce direct la canalul tău. E super ok. Nu știu cât de multă lume caută doar asta. De multe ori e foarte important să-ți și analizezi nișa. Dacă vrei, eu știu, milioane de abonați, de exemplu. Am observat că se mai obișnuiește să vizitezi, să te abonezi la canalul cuiva și el la rândul tău, să se va abona la tine. Da, asta e o mare prostie. Abonare reciprocă, atâta timp cât omul respectiv nu este interesat de ce faci tu, nu se va uita după aia la tine. A, și am văzut chestia că prin screen cu dovada că te uita la mine. Un minut. Păi, cât e să dau cursorul ăla și să-l pun din cu un minut? Deci pe mine mă depășesc chestia asta. <laughs> Bine, Dani, am să, am să, te las pe tine să, să spui chestia asta. Uh. Abonați-vă la mine pentru a afla detalii despre filmografiile diferiților actori, punând suișul și coborâșul. Uite, e o idee foarte bună. Cred că un pic trebuie să mai lucrez la modul de exprimare valentin, dar în principiu e înțeleg ce vrei să zici și e ok. Învăț oamenii cum se construiască ceva din lemn? Da, e... Oricum, cred că Woodworking din prima îmi spune, dar e super ok. Deci se potrivește mesajul cu numele canalului. Uh, Alex Marian, nu știu ce zici cu chestia asta. Așa, informații utile cu obiectivele turistice din Nordul Italiei și din România. Uh, da, eventii personale, uite vezi, uh, te împarți în două și s-ar putea să îți împarți și uh, audiența ta în două. Ar fi super tare să faci uh, videoclipuri cu Nordul Italiei și atât, videoclipuri cu România și atât, dar în momentul în care uh, unii sunt interesați de anumite părți, alții sunt interesați de celelalte părți, știi? și atunci va fi mai greu să-i să adunim pe toți la un loc. Eu cred că avem de învățat ceva fiecare de la fiecare și eu asta doresc să fac cu canalul meu. Asta e super tare, Made by Constantin. Într-adevăr, de multe ori chiar se recomandă să mergi pe alte nișe și să vezi ce fac aia, să iei un pic din, din tiparele nișii tale. Așa. Salut, dacă programez un live la ora care vreau și o să încep să-l pornesc la ora aceea, el va porni? Da. Eu așa facă Ciliro. Eu la un clip am făcut 2,8 vizualizări, dar când am făcut partea a doua, nu am făcut vizionări pentru multe în timp scurt. Plus că acel videoclip l-am pus ca un card la celălalt clip. Acum trebuie să mai aștept, ori nu e bun clipul. Probabil că ceva ai făcut pe al doilea clip, astfel încât să îndepărtezi oamenii. E foarte important. De multe ori de și cu TubeBuddy, și cu Morning Film, și cu VidIQ, Găsești niște termeni super tari, faci un clip e greșit ceva în prima secundă. Ai băgat un intro, ai ai spus un cuvânt care cu care l-ai îndepărtat pe oameni. E bă, trebuie analizat clipul. Ce am papă îmi pare foarte rău. Da, te cred, Mihail. Ideea este să postezi în continuare. Dacă vrei să ții de canalul ăla, postează în continuare, oferă valoare și încet-încet lumea va reveni. 100%. Abonați-vă la mine ca să vezi review-uri la telefoane, laptopuri sparte și luate din târcucișe. Uite ce tare! Dacă ai merge pe chestia asta Alex Marian, ar fi super tare, sincer spun. Da, chiar aș fi interesat să văd cum te duci tu în târg și analizezi, găsești pe la oameni ăia săraci care au, au, luat tot felul de laptopuri aiurea, stricate și așa mai departe, îl iei, recondiționezi și îl faci super laptop. M-aș uita, sincer răspund. Eu primesc niște mesaje cu date, ai idee ce sunt, multe în rusește. Păi ce asta e în rusește, kind warrior? Sunt unii care își cumpără abonații. Da, dar YouTube se prinde de chestia asta și le închide canalul sau le șterge abonații. urmăritorii mei sunt din mai multe țări. Am înțeles. Ideea este că dacă sunt din mai multe țări și tu faci doar în română, la fel nu e ok. Dacă faci în italiană, în momentul în care te pus să faci în română conținut, iar nu e ok. Pentru că, repet, încercați să nu vă divizați foarte tare audiența. Cât costă un abonat real? Exact. Asta e foarte bună întrebare. Apropo de intro, am scos definitiv de pe canal. Foarte bine, tot de succes. Crede-mă, nu are nicio relevanță intro-ul pentru omul care intră la tine pe canal. Ajutate de pe telefon? Corect, asta se știe, am văzut și eu la mine. Alex Marian, super. Da, deci dacă ar fi așa ceva, cred că foarte multă lume chiar ar prinde. De exemplu, eu fac tâmplărie, dar sunt pasionat de ideologii. Și tot felul de teorii și alte lucruri mai complicate. Deci sunt abonat la tot felul de canale deoarece învăț multe. Și eu, dacă ați vedea ce, pe ce canale sunt eu abonat, am spus foarte mult partea asta de, de uh, SF, de uh, Fantasy, de uh, Comic Books. Sunt foarte pasionat de chestiile astea. Și bineînțeles partea de YouTube care, non-stop am o mulțime de videoclipuri acum de, de văzut. Multe live-uri pe care le-am pierdut în perioada asta, na, fiind și eu liniștit, n-am mai stat să... Dani bai, că îmi pare rău, nu s-a văzut nimeni în chestia asta, asta e niște, nu... Nu-ți bate capul. Ofer informații corecte despre produse cosmetice folosite, despre îngrijire, cum să aleagă un, corect un produs. Mă bazez pe studiile mele. O idee foarte bună, Zenoana. Este bă, off, off. și chiar bă, cred că merge chestia asta să o pui, peste tot și să faci un brand în jurul frazei este N-am mai postat de peste 3 2 luni, aveam 300 de abonați, am acum 335, watch time de pe 28 de zile Da, te cred How to paper, dar în același timp nu poți să creezi un brand dacă nu mai postezi. Probabil că au prins câteva clipuri, au început toate clipurile așa se întâmplă concepțiile astea bă, în care arăți ceva, cum se face, cu timpul vă va aduna watch time și cresc, dar, în același timp, oamenii degeaba i adunat dacă nu postezi în continuare, nu faci ceva cu ei. Și acum pot intra pe canal unia dintre cei din chat. În principiu doar îi cauți pe, pe Google, e foarte greu în momentul ăsta să intri altfel. Made by Constantin, mersi frumos că ai intrat și ai stat așa de mult. Am văzut că ai și postat. Uh -huh. uitam și citeam și uh, uh, comentariile de pe canal în același timp. Cred că acum aveam 600 de abonați dacă postam. Absolut. Mai ta, repet, îți creezi o audiență uh, fidelă în momentul în care postezi și ești activ. În momentul în care nu mai postezi, nu mai uh, ești activ, nu mai comentezi, nu mai lași comentarii pe eu știu, uh, de exemplu, dacă ai avea uh, tabu comunitate. La fel, nu puteți să postați într-o zi, postați pe tabu comunitate, faceți un story dacă puteți, Face, faceți un short care durează câteva secunde, hai să fim serioși. Ideea este să rămâneți în contact cu audiența. La 35 de videoclipuri YouTube îmi promovează canalul? Nu. Ideea este ce fac oamenii. YouTube nu promovează canalul dacă apeși tu pe buton, adică să faci 35 de videoclipuri, ar fi foarte simplu. Fac eu 35 de videoclipuri într-o zi și le-am postat pe toate odată? Ia să vă promovează? Nu. Ideea este să faci ceva conținut pe care oamenii să stea. YouTube spune așa, focalizează-te pe audiență, focalizează-te pe oameni și pe ce fac ei și algoritmul îi va urma. Dacă oamenii stau pe clipurile tale, și uh, algoritmul te va promova. Mm. Am dat uh, de un clip tare despre shorts pentru că pur și simplu nu pricepeam de ce uh, un clip merge și altul nu. Dacă tu spui că există cineva care la momentul ăsta Cunoaște foarte clar ce înseamnă shorts, eu cred că te înșeli, da, sunt foarte mulți oameni care testează, doar că și YouTube testează în momentul ăsta, pentru că nici ei nu știu exact ce să facă cu, cu tipul ăsta de conținut, care e foarte șmecher, tipul ăsta de conținut e uh, un conținut pentru viitor, doar că și YouTube trebuie să știe unde îl uh, bagă în platforma asta. 290 de vizionare și promovează următorii canalului meu. Am avut peste 2000 de distribuiri în 2020, deci apicultor de succes, foarte tare. Eu am început deja să postez. Bravo, Pepe, Bravo! Ce e shorts? Sunt clipuri verticale, sub 60 de secunde. Trebuie să aibă în titlu exact ca și pe clipurile de pe YouTube. Salut, Alexandru Gaming! Mersi frumos că ai intrat! Doar că în, în titlu trebuie să aibă hashtag-ul shorts. Și mai sunt unii care sunt capabili să au direct camera shorts pe, în aplicația YouTube. Noi deocamdată nu avem asta. Așa că o facem... Clipurile shorts apar și în căutări. Absolut! Deci de aia spun, tratați shorts ca și niște videoclipuri normale. La short trebuie scris în titlu și obligatoriu hashtag-ul semnul? Bună întrebare, animal prezent. YouTube așa spune, doar că se pare că nu e chiar așa, adică tot ce ține, tot ce înseamnă videoclip scurt, sub 60 de secunde, vertical sau pătrat, va fi luat drept shorts. Măcar va fi testat de YouTube să vadă dacă prinde. Cât va dura live-ul? Nu mai durează foarte mult, Maximus. Ori nu te aud bine, ori vorbești des și repede. În bucătere, Mihailei, multă lume mă acuză că vorbesc prea încet. Dacă ai vizualizări multe și abonați puțin. E, oricum, ce mai bun este să ai vizualizări multe, Bartesh Radu, Bartes Radu ăsta. E, în momentul în care te duci și vorbești cu un brand, ei se vor uita la vizualizări, nu se vor uita neapărat la numărul de abonați. Adic, doar în România am văzut că apar prostii de astea, branduri care negociază cu YouTuber care au abonați foarte mulți, dar vizualizările sunt în cap. Am apăsat și pe linkul din descriere pentru membrii din curiozitate și nici ăla nu merge. Da, bună, bună chestie hot E momentul, probabil. Ah, am înțeles pe pe plus. Scuze, Da, da, da. Știu cine ești. Gata. cum fac să fac mai mulți abonați de la zero? Că asta e un canal de la zero. Cum fac abonați? Ce gen de conținut faci de aceea? Da, ce nișă? Pe ce nișă ești tu? Și să nu spui gaming. Dacă nu există nișa gaming, Există nișa Minecraft. Există nișa, nu știu, ziceți voi un joc. De, de, dar nu înțeleg nici de ce după ce a luat tare. Probabil că YouTube a promovat-o către un grup de oameni care nu erau interesați de șorțul ăla. Gata. Foarte tare în bucătările Mihaile. Șapte ore de filmare. Foarte șmecher. Uite, top 5 zice că se aude bine. Știi el de ce am zis chestia asta? Că el m-a acuzat că... Mersi frumos, Maximus. Nu sunt cel mai tare, dar mulțumesc frumos. V-ați făcut un plan de bătaie pentru a crește pe YouTube? Foarte important ce întreabă Florina, adică top 5 aici. Aveți vreun plan pe termen mediu și lung? Pentru că dacă tu vrei să crești repede pe YouTube, trebuie să o problemă. Acum nu pe plus. Ne uităm în altă, pe alt live. Pot adăuga contul de, de bancă cu siguranță în alți. Am pățit să-mi să vină în contul de bancă. Asta nu știu. Bucătărie repede păi dacă trebuie să ai toate setările de siguranță făcute. În principiu, Google este sigur. Dar e atât de sigur încât trebuie să fim și noi atenți, să nu cumva ne se întâmple ceva. Dar pentru că de multe ori și băieții ăștia, hackerii și așa, și așa mai departe, sunt băieți inteligenți și trecoară câte un cod uh, aiurea prin diverse site-uri pe unde mai intrăm noi. Deci trebuie tot timpul să avem activat asta cu autentificarea în trei pași. Eu am un canal de 3 ani și am 150 de abonați. Ce deci să mai postezi? nu trebuie să te lași. De obicei, un canal va avea succes între 3 și 5 ani, atât timp cât și noi facem treabă. Ia uite, Cosmin Am dat like și sunt abonat la tine și să-mi dai și tu. Nope. Cosmin, cred că ai greșit canalul, credem. Aici suntem youtuberi, aici nu facem abonări reciproce. Da, Blu13, știu eu la ce te referi. Mi se pare că este și uh, creator de conținut pe TikTok. Și dacă nu mă și pe YouTube. De ce nu-mi dă voie să fac live cu Dio Recorder? Am zero abonați, oare din cauza asta? Nu, Dio recorder -ul... Nu știu ce Dio Recorder este acum. Sper Acum l a luat pe de pe, de pe, Google Play. Uh... Oricum, știu că este numai e ce era pe timpuri. Adevăratul diuricorder Recorder a fost interzis de către Google. Crezi că TikTok e o platformă bună de promovare? Depinde ce înseamnă platformă bună de promovare. Oamenii intră acolo să se distreze, să învețe ceva nou rapid. Deci ai putea, în principiu, lumea m-a găsit de pe TikTok, m-a găsit pe YouTube, pe mine. Doar că, repet, n-am făcut promovare deloc canalului de YouTube. Canal cu conținut de mâncare. Ce părere ai? Păi nu știu, uite, întreabă pe Mihaela de mai sus. Eu am o părere foarte bună de toate. Uite, întreabă pe Jamila Cuzin ce părere are despre astfel de... Uh, Jamila Cuzin, nu? Parcă așa spune. Un milion, da, e posibil să faci un milion. Depinde acum unde te duci. Hmm. Ce ne recomand să faci live pe YouTube? Ce aplicație ne recomand? Depinde de ce vrei să faci, Dacian. AZ Screen Recorder, Prism Live, Streamlabs. Bitly, bet for fun. Bitly este foarte bun. Eu asta l folosesc. Aute, pizza, campione. Foarte tare. Ce nu ai mai postat pe canalul de test? Întreabă Dani Fotografii. De putoare ce sunt, ca să zic așa. Abia mă focalizez pe, pe conținutul ăsta. Am, am multe chestii de făcut în același timp și uh, am mai pierdut un pic de motivație, dar o să mai... ăla de test și ah, nu trag neapărat de el. Este ok ca abonați... Da, cum zice Blue, lipsește mirosul de pe YouTube. Este ok ca abonații de pe YouTube să i direcționăm către Instagram, iar urmăritorii de acolo să-i orientăm spre canalul de YouTube. Nu aș face chestia asta deocamdată, ce obțin la un canal mic nu. Aș încerca să cresc separat pe cele două platforme și lumea te caută și pe, un canal, și pe o platformă și pe cealaltă apoi. Dacă începi să ai audiență bă, mare acolo. În rest să știi că e foarte greu să-i faci pe oameni tu să sare de pe o platformă pe alta. Pentru că ei sunt acolo pentru Instagram sau ei sunt acolo pentru YouTube sau ei sunt acolo pentru TikTok. Nu sunt pentru ca să-i trimiți tu de pe o parte pe alta. Ce aplicații te editat gratis în VLLO, uh, Vlogit, InShot. Când începe școala, întreabă uh, Florian. Nu știu. Bună întrebare. E adevărat că dacă ai un canal în engleză crește mai repede decât în română? Mm, nu. No. gândește că ok, este și mai mare pe uh, piața te de desfaceri, ca să zic așa, audiența, în același timp și concurența este imensă. Deci pe, pe YouTube în România ai mai multe șanse să te găsească lumea decât pe YouTube în all, worldwide. Mai există școală, uite. Eu fac pe canalul meu secundar un conținut în care prezint știri din media cu un voiceover cumpărat și pun filme românești. Și nu mai cred că e ok. Filme românești? Sunt ale tale? Întreb și eu din la interviu. E foarte periculos ce faci tu dacă nu sunt ale tale. Pentru că cineva poate oricând să-ți dea strike și să-ți se închidă canalul. Dacă nu ai dreptul să le postezi. Dacă ai dreptul să le postezi, îmi cer scuze. E foarte important să ai drepturi de autor. Pentru că cineva te poate lăsa și apoi îți dea trei strike-uri instantaneu și ți se închidă canalul. Așa, eu am început și pe TikTok, dar am observat că audiența mea nu prea este pe acolo, așa că nu am accent pe el. Apicultor de succes până vei câteva clipuri care să-ți meargă bine. E să vezi că e, uh, e o uh, platformă care împinge foarte mult noi creatori de conținut. Salut, aveam un canal și postam în fiecare zi, am un strike și după copyright și chiar creșteam însă m-am lăsat pentru că nu aveam voie să fac live 6 luni. De asta spun. Nu faceți prostii. Nu luați melodii de oriunde. Nu luați conținut video de oriunde. Nu luați, eu știu, clipurile altora. Nu înjurați. Nu faceți prostii de astea grave care să că și cu înjurăturile astea, cu duși în Știi, trebuie să pui conținut de... dacă faci foarte multe înjurături pe același, clip. Și așa mai departe. Pe plus, mersi frumos și ție la fel. Cum ai editat? A, simplu, e clip pe canal pe chestia asta, exact cum am făcut uh, chat și așa mai departe. Nu, nu se poate alterna uh, animal-prezent uh, pentru că îți împarți audiența în două. Împărțind-o în două, în momentul în care postezi un clip în engleză, nu se vorita românii, când postezi un clip în român, nu se uită cei care știu din engleză și așa mai departe. E dezastruos și așa, abia YouTube trimite clipurile către o parte din abonații noștri. Dacă tu mai își împarți în două, deja cer acordul producătorului. Mare grijă și cu asta, să fie înscris. Pentru că dacă te dai cineva în judecată, să poți să ai dovadă. Există pe TikTok monetizare, dar nu în România. Există în Statele Unite și în vreo câteva țări din Europa. Gen Franța, Germania, UK. Poți pune secvențe, dar foarte scurte, maxim 4-5 secunde. Nici măcar. Nici măcar. E foarte important contextul în care le pui. De genul eu vorbesc despre partea de, să zicem că vorbesc despre monetizarea unui canal și că vine anaf să mă verifice și atunci pun o poză, pun o, pun o parte dintr-un clip în care apare un personaj care dă două palme altui personaj, știi, sau o de genul ăsta. Ăla e alt context. E transformată secvența. Ei, totuși, dacă tu pui doar, vorbești despre filmul ăla și pui 4-5 secunde din filmul ăla, atunci este pentru, e încălcarea de drepturi de autor. În bucătărie, Mihaela. Rețetele mele sunt pas cu pas și foarte explicative pentru oricine. Îmi place să inventez, să reinventez rețete. Atunci când prezint o rețetă pe YouTube, o fac din plăcere. Am văzut că sunt mai mulți care fac chestiile astea și e super ok și chiar are audiență. YouTube s-a polarizat pe limba, pe limba engleză foarte mult, adică puțin câștigă, fabulos și restul mai nimic, sau deloc, adică exact ca în viața reală. Tu cum ai crescut pe YouTube? Că nu e așa ușor. Nu consider că am crescut foarte mult pe YouTube, în același timp mi-am creat o audiență, un grup de oameni super interesanți pe aici și mă bucur foarte mult de chestia asta, oferindu-le oamenilor ceea ce vor să știe ei. Punct. Păi eu dacă fac despre filmografii automat, pun să invențe din filme. Am înțeles. Ei cu dus întors, am mai spus e cu întors. De aia trebuie consultat un avocat, să vezi exact contextul, trebuie transformat conținutul respectiv pe care îl preiei eu, chestii de O, te vezi? L am să se întâmplă. Postezi un clip pentru vorbitoare de engleză, apoi același clip în limba rusă, așa am văzut la o rusoică. total Am primit un e-mail de la YouTube. Ca și cum cineva m-a raportat. Mi-a spus că s-a prins, dar nu înțeleg de ce, că am avut 10 vizualizări. Dar depinde de unde luați, ce ai făcut, ai luat muzică de undeva sau... Am canalul în engleză și clipurile la fel și eu în 11 luni am făcut 830 de abonați. Foarte bine. Filme și seriale, nu știu, Maximus, asta cu aplicațiile, Netflix. Eferius, am urmărit luni de zile tema asta. Ai încredere în mine, Valentin Friț. Nu e fair use. Mai mult de atâta. În România nu există conceptul de fair use. Dacă vrei să vorbim de fair use. Fair use e doar în, acum nu știu, în alte legislații, dar doar la americani știu eu. Dacă e o discuție în România și cineva te dă în judecată, e o mare problemă. Există un concept asemănător cu fair use în română, utilizare loială, dar nu e același lucru. Credem că și eu m-am -am interesat de foarte multe ori. E complicată discuția, dar cel mai bine este să vă interesați la un avocat care știe specii de genul ăsta. Pentru că eu degeaba îmi dau cu părere așa pe, pe YouTube. E foarte important să vorbiți cu un avocat care știe uh, specii de genul ăsta. The music nu trebuie să se uite la tine în video. Că știe că e a lui. Din câte știu eu, are YouTube unde poți să uite. Da, da. Mi-am deschis canal de YouTube în care dau informații despre jocuri. La 1000 de abonați poți să baci premier la un clip. Nu cred că poți să baci de momentul în care ți-ai verificat contul, dacă nu mă știu. Dacă la 1000 de abonați. Poți face un tutorial cum să editezi cu filmora. Nu editez eu cu filmora, de asta nu. Pot pune o melodie pe fundal unui video de-a meu. Ce? Melodie. De unde e melodia, Cătălin? E bine că m-am apucat acum două luni de zile și am 61 de abonați, este foarte bine. Nu e conținut românesc, dar aici dacă te dau o judecată, te dau o judecată în, la un tribunal românesc, ca idee. Și apropo de asta, toate casele de producție, dacă nu mă înșel, au reprezentanții în România. Singurele care nu aveau la un moment dat și asta se foloseau oamenii de ele, erau casele de producție din China. De asta se puneau foarte multe filme chinezești cu, uh, cu un fu și mai știu eu ce pe YouTube. Nu mai știu dacă mai este cazul în momentul ăsta. Merită că atunci când postăm câte un videoclip să-l setăm ca premieră, pentru mine nu e ok. Nu m-a ajutat foarte mult, poate pentru tine e altceva. Uh, salut, Andy nu, mersi frumos. Uh, Minim Bine mă mai adorme rusoaica, dau pe clipul ei și adorm, super tare. Adormă rusoaica. Și tu ești acolo, aproape de, de ruști, normal. Apropo, clipurile sunt ideile mele, n-am furat content. Foarte bine. Așa. Un tutorial despre cum putem înregistra sunetul intern pe telefon și să folosim microfonul în timp live fără să trag. Depinde acum ce telefon. Depinde ce Android. Mie e indiferent. Asta zic în friți. E important să, să nu-ți pui în pericol Plus că de multe ori YouTube poate considera, chiar dacă nu-ți strike, nu-ți claim sau mai știu eu ce, salut Claudiu, mersi frumos că ai intrat, chiar dacă nu-ți i astea, poate să spună că este conținut folosit. Nu poți să monetizezi. Marian Cernia, mersi frumos că ai intrat, o seară frumoasă. Eu am zis să pun să sevențe scuze 2-3 secunde, cred maxim, plus că editat peste fundal. Vezi? Asta e toată chestia. Tu vorbești peste ăla, deci deja ai transformat, conținutul asta spun, Deci este de e probabil că nici nu te-au uh, luat la ochi. Da? Ai transformat conținutul, ai vorbit peste. Ce folosești pentru a crea thumbnail-uri, Photoshop? <gărăt> nu e adevărat trepa Ține minte chestia asta, uh, e foarte important să să mergem la școală să învățăm că, uh, de multe ori te vei lovi în viață de niște chestii. Eu repet, eu m-am lovit de niște chestii pe care aș fi vrut acum să le fi știut. Din păcate când eram eu prin școală pă, eram și eu așa mai și am zis bă că nu-mi trebuie și uite, repet, regret că n-am învățat anumite chestii. Avem și poloneze. Super tare. La mine mergea bine premiera dacă setez cu 12 ore de exemplu înainte, că atunci am la o pornire o vizualizare mai mare. Foarte șmecher. Cum pot juca să, să văd și eu în, în ecran prin acea fereastră, folosesc tot un program de live stream de pe telefon. Am văzut acum că merge foarte bine Streamlabs. De exemplu, de câteva clipuri la care nu poți câteva clipuri la care nu poți lua copyright. Câteva clipuri. Pe thumbnail trebuie să fie și numele meu? Nu. Eu era doar o glumă. Sunt câteva filme pe YouTube de pe platforme de streaming. Și da, de obicei se ia, află destul de repede, mai ales dacă vorbim de Netflix, vorbim de astea, au și oameni care caută efectiv, vă se dai seama, sau încearcă să fur ceva de la Disney, să vezi ce fel de, de arde. Bun, hai că este 10 și 10. Mulțumesc frumos că ați intrat pe live-ul ăsta, mulțumesc frumos, să vă urez tuturor la mulți ani, un an nou cu multe împliniri, ca să zic așa, și cu mulți abonați, multe vizualizări, mulți bani, fiecare ce vă doriți să faceți. Por la muncă, pentru că fără muncă sigur nu o să puteți să ajungeți acolo unde doriți. Focalizați-vă pe oamenii de la voi din audiență și dacă bați poze de la Disney e posibil să ai strike, absolut, au o identificare de aia a imaginii. Salut Andrei Căpățână, noapte bună Bet for Fun, noapte bună How to Paper, noapte bună Nature TV, mulțumesc Maximus. Primul live din acest an. Yep. Caută uh, pentru membrii uh, care mai sunt pe aici, o să facem miercuri de la ora 8, să nu uitați. Noapte bună, miniganu FN. La ani Norway. Vera Faina Woodworking Kronstad. Da, o să mă uit, uh, o să mă uit, Valentin. Mersi frumos, Gabriel. Noapte bună NCG, nou comentarii gaming. Am mulți ani, Zenona. Cum fac să pun butonul alături În primul rând trebuie să ai monetizarea pe canal, adică să ai 1000 de abonați, 4000 de ore de vizionare, după care la un anumit număr de abonați pe care îl decide YouTube vei primi și butonul. Dar trebuie treb treb să fii mai întâi monetizat. Bun, cam asta a fost cu live-ul ăsta, super tare live-ul. Am zis să mai facem și astfel de live-uri, pentru că de multe ori am văzut că plecau oamenii tocmai pentru că se aglomera foarte tare și se vorbeau lucruri pe care uh, mulți nu le doreau să le afle. Aceleași chestie, de asta încerc tot timpul să mai schimb de ceva. Noapte bună, Blue, mersi frumos, 175 de like-uri, super tare și 10 dislike-uri. Mă, mă, simt foarte mândru că cineva a stat pe live-ul ăsta și a dat dislike. Foarte șmecher. Mulțumesc frumos și eu, ceau, au Patrice. O să mai vină top 5 minute. Facem live -uri. Facem și un live, am spus, facem și un live cu, cu StreamYard, neapărat. Se mai poate învia un canal, depinde de ce înseamnă canal în multe, digage. Eu nu am avut timp să mă uit la statistici. Cealaltă uh, plăcută a, l -a plăcut, Andrei Chide, IT. Uh, îmi pare rău, eu urmăresc uh, și YouTube în care explică uh, care e treaba cu Ferius, dar și eu am, am urmărit-o. De aia spun, cel mai important este uh, să întrebi un avocat care este specializat pe, pe drepturi de autor. Cred că prin București se găsesc, uh, la mine în Galați n-am găsit încă. Dani, trebuie să facem și de asta, să mai explicăm oamenilor. Noapte bună, Gabriel. Oare de ce nu mai trimite notificare YouTube aproape deloc? Încearcă să creezi tu sistem de notificare. Noapte bună. peici. pe aici. Eu folosesc trimiar de ceva, de, de ceva vreme și îmi place mult. Și fața că te ține pe live în continuare, chiar dacă ai probleme tu, e super tare. sunt persoane care vin doar pentru după recenția. Oare, acum oare ce fac? Exact. Am mai reușit să mai scăpăm de, de anumite persoane. O să revină când o să mai facem. Sunt eu prea... Da. Nu, Valentin. Eu bă, am datoria ca să vă atrag atenția vouă și mi-am făcut eu datoria asta până la urmă. Să vă atrag atenția că se poate întâmpla un lucru rău. Până la urmă fiecare decide pentru el. Îți dai seama că nu mă apuc eu acum să Dau un raport pe la YouTube să mai știu ce. în același timp am spus sper să nu fac rău. Nu vreau să vă fac rău vouă ca și uh, creatori de conținut. În rest, fiecare cu... I-am pe camera aceasta opțiune, dar nu știu să o... Vă... <laughs> Bun. Hai. Noapte bună uh, tuturor. Uh, mulțumesc frumos că ați intrat. Un pic de muzică așa de final și după aia mai... Uh... Mă duc și eu la, la odihnă. Din păcate știu că Gabriel nu poate să facă live mâine. O să vă anunț dacă se mai schimbă ceva, dar așa știu eu că nu poate să facă mâine. Din motive personale. Mulțumesc frumos că ați intrat tuturor. Yeah. Yeah. You must be To shine here, watch it look daytime in the night, we bring the vibes here, we full of life, you keep the change, keep the change, they hate and say we went and changed, I stay the same, you must be blinded by the lights, you must be blinded by the lights, lights. yeah, 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 yeah. Cooking recipes, recipes You hit the top, all you left with is the memories Yeah, 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 yeah Oh Yeah, 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 yeah Oh Go so hard to have it, it's your purpose We have some faith that who gon' hurt this I naughty night you lullaby I'm doing me, it's do or die you must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life. You keep the change. Keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the